Bine ați venit! Să trecem puțin, să trecem puțin la puțin la treabă. Are cineva o întrebare, o nelămurire, de ce e aici, de ce mi-a venit ideea asta, sau aștepta să vă spun eu? Așteptă, dragă. Vreți un microfon? Vreți un microfon sau vreți un microfon? Da, o să mă desc microfon. Da, trebuie să doar să mă miști. Da, nu cred că o să stau jos. Nu cred că o să pot să stau jos. Nu, o să vă ajut. O să vă ajut. O să vă ajut. Oare e bine așa? Da. Nu știu. E bine, da? Nu, așa. Mulțumesc. De ce ne-am agățat de titlul ăsta și nu ne-am mai dat drumul și am zis că trebuie să vorbim despre poftă? Pentru că în urmă cu o lună, sau să spun așa, de o lună de zile încoace, că în urmă cu o lună a fost o lună și vreo jumate, cred că, dar de atunci parcă s-au vorbit între ei. Nu a fost săptămână, ba chiar mai des să nu vorbească cineva despre să mă oprească pe stradă, să nu mă sune, să mă întrebe ce să fac ca să-și mai potolească pofta sau ce să facă cu copiii, că nu știu ce să le mai dea să mănânce și nu se mai descurcă cu ei și e așa o criză generală în familie. Atât de presant a devenit acest subiect, încât am zis că trebuie să facem ceva, dar trebuie ăsta a devenit o hotărâre în momentul în care a trebuit să stau la Mega Imaj de vorbă cu o familie, nu știu dacă acum sunt aici, cu o familie, deci m-au abordat, eu plecam, ei intrau, m-au abordat pe trotuar cumva, am rămas pe trotuar, că am zis că schimbăm doar două vorbe, și ne-am pierdut pe trotuar și până la urmă am intrat în magazin și am stat jumătate de oră foarte aproape de ușa de intrare. Cumva cam incomodam pe cei care intrau, pentru că deja noi eram trei și noi eram toți fidea. Și am zis, trebuie să vorbesc. Și chiar am zis tare, zic, domnule, atât am vorbit cu dumneavoastră că țineam o conferință. Și el zice, păi așa trebuie să faceți. Na bine, atunci hai să o facem. Na, așa, dacă așa trebuie, așa trebuie, hai să o facem. Să vedem ce o să aibă lumea, ce părere o să aibă lumea despre poftă. E, cercetând puțin și adâncind subiectul, am văzut că nici eu nu stăpâneam foarte bine niște lucruri privind pofta. Că pofta nu este chiar așa un lucru simplu. Pofta e un duh, în primul rând. La asta nu mă gândisem. Am scris despre poftă în Prețul Vindecării. E foarte frumos scris despre poftă. Chiar mai mult decât atât nu cred că aș putea să zic. Mă rog. Așa. Dar că e duh și că am scris că e duh, nu mai știam că am scris că e duh. Deci pofta e duh. Deci ne stăpânește. Dacă nu suntem atenți, pur și simplu e bai. De orice fel ar fi ea. De mâncare sau de orice altceva. Am chef sau am o poftă, devine stăpânul nostru, ideea asta, devine stăpânul nostru dacă nu o stăpânim. Ce e greu și ce e dificil, uneori imposibil pare, e când această chestiune prinde copiii noștri. Și ei nu știu să spună poftă, chef sau așa, dar ei știu să spună vreau. Și când iau pe vreau și vreau, cred că știți ce, mămicile mai ales, cred că știți cam ce se întâmplă. Este un scandal imens, el nu uită, tu zici că l-ai calmat, el nu uită, a doua zi o ia de la cap,
până când, de cele mai multe ori, cedezi și faci ce vrea. Ori în momentul ăla, ori ceva mai târziu. El prinde chestia asta și știe că pe viitor are formula. Deci a învățat formula, pe viitor o să o aplice. Deci pofta este duh, pofta este un lucru extraordinar care poate să ne dea un avertisment asupra stării noastre de sănătate, dar poate să ne și înșele. Trebuie să avem un mare discernământ în a ști unde suntem. Da? Unde suntem. Mai ales atunci când, și mai ales atunci când suntem foarte obosiți sau când ne hotărâm să ținem cure de slăbire sau când vrem să ținem posturi îndelungate, pentru că pofta fiind duh, în fiecare din aceste situații pe care le-am enumerat, există un alt duh. Și atunci e important să conștientizezi, să-ți conștientizezi starea. Este important să intri în tine, să știi ce vrei, să știi cine ești și să știi ce se întâmplă cu tine în clipa aia. E bine? Nu e bine? Nu e bine? De ce nu e bine? Întreabă-te. Și dacă n-ai răspuns la chestia asta, cere un ajutor. Deci dacă simți ceva și nu e în regulă și nu te poți descurca, cere un ajutor. Pentru că este foarte important să nu te prăbușești. Pofta te poate prăbuși. Și nu trebuie să vă spun eu că sunt convinsă că știți. Ea poate să fie manifestarea unei deficiențe. Ea poate să fie manifestarea deficienței energetice, hidrice, minerale, vitamine. Ea poate să fie. De ce vorbesc energetic? Pentru că alimentul, înainte de a fi orice altceva, ca și apa, este energie. Deci este alimentul, în primul rând, este energie. Fără, zice, mai mănânc ceva că nu mai am energie. Cred că știți formula asta, nu? Sau iau ceva dulce că nu mai am energie. Că lumea a învățat să ia ceva dulce că nu mai are energie. Dar nu mai decât trebuie să iei dulce. Poate chiar trebuie doar să bei apă ca să ai energie. Depinde ce ai pierdut mai mult în timpul ăsta. Deci ia uite, deci pofta poate să fie pe deficiență energetică. Și pe deficiență energetică îți cere ceva. Îți cere un anumit aliment, o anumită stare, o anumită atitudine. Ai chef de vorbă, ai energie, n-ai chef de vorbă, ești obosit? Nu pari obosit, dar n-ai chef sau n-ai putere, sesizezi că deja n-ai putere, ești în carență energetică sau ești într-o foarte bună stare energetică și discuți cu o persoană și în 10 minute, o jumătate de oră constați că ești vidat. Mi s-a întâmplat? Da? Nu dați din cap, da sau nu? Da. Deci cunoaștem chestia asta, da? Și nu spun ce se întâmplă atunci. Știți sigur ce se întâmplă. Deci cu voie sau fără voie, noi, în atenția noastră, ca să nu spun să culpabilizez pe altcineva, în atenția noastră pierdem foarte multă energie într-un timp scurt și atunci ne simțim prăbușiți. Să nu mai vorbesc de apă. Toată lumea zice că bea apă. Bea apă. Și eu când vorbesc de apă sau mă vede cineva, zice, aură, mă duc să iau sticla cu apă. Deci eu sunt convinsă că noi suntem într-un deficit. A, nu pot să cred, Adrian. Suntem într-un deficit hidric aproape constant. Avem un aparat, noi avem un aparat cu care putem determina, dar nu mi-a venit în minte să îl iau și astăzi, cu care putem determina care este starea hidrică a organismului. Da, pe viitor probabil că o să facem chestia asta. Deci încercați să beți 35 de mililitri pe kilogram corp.
faceți-vă socoteala și țineți minte, pe urmă, cam cât ar trebui să beți. Este foarte important să beți cantitatea de apă. Foarte important. Acum, important este și ce apă bei. Că poți să bei apă, dar dacă ea nu este, nu are mineralele de rigoare, o bei cam degeaba, că nu te hidratezi. Dacă e caldă și ție ți-e cald, iar nu te hidratezi. Dacă o bei imediat după masă, îți diluiezi digestia și iar nu-i bine. Dacă o bei înainte de masă, numai copilul poate să bea înainte de masă. Adultul nu poate, că își diluează secrețiile gastrice și nu are o digestie bună. Deci iar nu e bine. Deci, uite, și momentele de băut apă sunt unele pe care ar trebui să le știi. Deci la o oră după masă, înainte de masă cu o oră ar fi bine, o hidratare. Chiar înainte de masă să bei o cană de apă, chiar înainte, nu este o idee prea bună decât dacă ești extrem de însetat și faci bine, nu stai o jumătate de oră, dar stai câteva minute încât ea să își facă treaba, apa. Deci sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem. Copiii, în schimb, pot bea apă oricând, în relație cu masa. Deci lor nu trebuie să le interzicem niciodată. Că acum ai mâncat, că acum mănânci, că la masă nu se bea apă. Da, la masă nu se vorbește, gură de pește. Asta era în familie și a rămas. Deci nu, dar de apă, copiii pot bea apă permanent. Și la masă, așa. Când încep să se joace cu apa, adică ia o lingură de ciorbă și mai bea și o gură de apă, asta nu e în regulă, că se joacă. Dar altfel, deci pot să bea apă. Le puneți cana cu apă pe masă, ei trebuie să știe că pot să consume apă. Deficit mineral. Apoi, da, deficitul mineral, dar deficitul mineral nu este totdeauna secundar, deshidratării, ci el poate să fie, este și altă și poate fi și al deshidratării, secundar deshidratării, dar de regulă deficitul mineral este secundar hrănirii noastre incorrecte, vorbind de la calitatea alimentelor, de la felul alimentelor, de la timpul în care mâncăm, de la felul în care mâncăm, deci putem să avem o carență minerală, energetică și minerală. Deci nu pot fi despărțite, să știți, n-au cum. Noi aici le despărțim așa de ele, n-au cum să fie așa de despărțite. Și la fel deficitul vitaminei. Deci acestea sunt la pachet. Nu există deshidratare. Vedeți ce, dacă vreți, pare o anomalie. Da? Noi folosim cuvântul deshidratare când el înseamnă deshidratare. Adică des, mă hidratez. Da? Deshidratare. Și noi folosim ca fiind Inversul, adică ne deshidratăm. Deci pierdem apa, practic. Da? Ori cuvântul deshidratare, dacă îl iei mot-a-mo, nu înseamnă pierderea apei. Înseamnă hidratare deasă și dincolo pierderea apei e altceva. Da, să vă jucați cu cuvintele, pentru că e foarte frumos și vă aduce foarte mare bucurie, așa, revelații. Mergem de. Așa. În acest context putem vorbi, deci dincolo de apă, de hidratare, vorbim și de chef, dorință, dispoziție de a mânca. De a mânca ceva dulce. Ceva dulce pentru că simt că n-am putere. Pentru că astăzi m-am epuizat. Pentru că, dar prăjitura aia, dar cozonacul ăla, dar ce bun era, dar ce, cum mâncau cu poftă, mie meu, da? Ce oameni. Așa. Deci vorbim despre mâncare și ne dăm, cum să spun, ne facem
dospim în idei și în felul ăsta pofta crește, secrețiile cresc și normal că trebuie să mâncăm, pentru că cum avea dureri de stomac, amețe, eu știu ce alte senzații mai putem avea. Deci este foarte important să avem o măsură, să avem o conștientizare a ceea ce facem, a ceea ce spunem și a efectelor pe care le au acestea, adică ceea ce facem și ceea ce spunem, asupra noastră, imediat, și asupra celor din jurul nostru. Foarte important să fim atenți. Asta ar însemna să stăm într-o atenție permanentă, ceea ce ar fi extraordinar. Să fim într-o permanentă atenție. Atunci chiar nu ne-am mai îmbolnăvit deloc și nu ne-am mai fi nici sete, nici foame, pentru că toate le-am face la timpul potrivit. Atunci când avem carență, sigur că avem deficiență. Carența înseamnă deficiență. Când suntem deshidratați sau suntem flămânți sau înfometați, avem o carență. Fiecare element care se pierde atrage după el alte elemente cu care el lucrează, frățește acolo în corpul nostru, el lucrează, nu lucrează niciodată singur. Deci el lucrează cu altul. Și atunci o carență este a rare ori singular. De regulă, carențele sunt multiple. Ce este greu și rău și prost și nefavorabil sănătății noastre, este că ele nu pot fi determinate cu ușurință și mai ales nu pot fi corectate cu ușurință. Și nu pot fi corectate cu ușurință nici din punct de vedere al tempoului, al timpului, dar nici din punct de vedere al chimiei. Lucrurile nu se întâmplă atât de ușor. Începem, avem carență de calciu, am spasme și iau calciu și mă fac bine. Deci nu mai am spasmofilie. Câtă vreme luați calciu, câtă vreme nu mai, în cât timp nu mai aveți spasme și cât timp durează asta după ce ați întrerupt tratamentul? Pentru că noi nu am scăpat de cauză. Înțelegeți? Nu ne învață nimeni să scăpăm de cauză. Deci avem o... Suntem într-un punct X în care am ajuns cumva și cineva ne învață să tratăm acest punct. Dar nimeni nu ne învață să facem astfel încât să nu mai ajungem la acest punct. Și nici noi nu știm să cerem ajutorul potrivit. Probabil că nici noi nu știm să cerem ajutorul potrivit. Da? Pentru că așa ar trebui. Medicina de aici ar trebui să înceapă. Da? Nu prea începe de aici. Și ce face, nu prea face. Mai departe. Am să mă refer la câteva tipuri de pofte. De exemplu, pofta de carne înseamnă sau traduce, că nu știu dacă chiar înseamnă, traduce o carență proteică. Dacă ea este o poftă sănătoasă, dacă simt nevoia că simt că trebuie să mănânc, simt nevoia de carne în meniu, dacă nu-mi doresc un anume fel de ceva, adică ceva sofisticat, aia nu mai este poftă, aia este chef. Chef, e tot o poftă, dar e o poftă, altfel de poftă. Deci, carne înseamnă deficiență de proteine. O găsim destul de des, să știți, la copii în creștere și pe care nu-i bagă nimeni, nu ne uităm nici noi la ei, că nu știm și nici ei nu știu să spună și nu e ușor. Deci o găsim la copii, copii mai mari, care reușesc să aibă și o activitate sportivă bună, o găsim la vârstnici și aș putea spune numai decât la vârstnici, chiar la persoanele adulte. Așa? O găsim la cei foarte ocupați, care n-au timp de ei. N-am timp de mine. Tot timpul alerg. Tot timpul sunt în deficit de timp. Tot timpul sunt... Deci,
o găsim acolo. De ce? De ce? Pentru că, vedeți, suferința tiroidei, pentru că omul este permanent în alertă, copilul la fel este în alertă, deci tiroida este supraactivă, este foarte activă și atunci digestia este și ea una care nu ne ajută să folosim tot ceea ce îngurgităm. Deci putem mânca bine, dar pentru că avem niște deficiențe glandulare, din cauza atitudinii noastre pe care nu o controlăm, deci putem să ajungem la suferință, putem să ajungem la boală prin neatenție, pur și simplu, prin neatenție. Având tot binele pe masă și având tot binele în corp. Intervine pe urmă factorul atenție, muncă și totul se dispersează. Mai avem o chestie foarte interesantă este, pentru că noi de foarte multe ori acasă, gândiți-vă, sigur, dacă nu vi s-a întâmplat și n-ați făcut lucrul ăsta, vreți ceva la ora 10 seara sau la ora nu știu care și, să zicem, soțul s-a pregătit de culcare sau soția a închis bucătărie. Și unul din ei spune, măi, dar ce aș mânca niște gogoși? Cine oare să le facă? Da? Și celălalt zice, nu mai fac astăzi, lasă. Hai mă că mâncăm amândoi. Și pentru că ea nu este foarte convinsă, ce bine, hai că mă duc că mâncăm. Sau ea cere ceva și el nu este foarte de acord, dar până la urmă se pun de acord că mănâncă amândoi. Și atunci vina este cumva, se diluează. Deci nu mai sunt eu vinovată că am vrut gogoși. Sau tu. Deci eu am vrut, dar tu puteai să nu faci. Da? Ei, pentru că ai făcut, înseamnă că ți-a plăcut și ție. Am mâncat amândoi. Ia uite. Și atunci se întâmplă un lucru extraordinar. Pare minor, dar picăm împreună la a lucra în deficiența propriei sănătăți. Niciunul dintre cei doi care putea să fie mai atent n-a făcut-o. Să spună, gata, e ora X, nu se mai mănâncă. Gata, ai mâncat la masă, la oră, două după masă, nu mai mănânci. Gata, am plecat la drum, pe drum nu se mănâncă. Da? Atâtea exemple sunt. Deci pe drum nu mâncăm, nu mestecăm pe drum. Sunt atât de multe exemple pe care noi am putea să le lucrăm, pe care noi am putea să, prin care atitudinea noastră, în care atitudinea noastră poate să intervină extraordinar de bine și poate să devină extrem de lucrativă în binele nostru. Vedeți? Atât de bine știu cei care urmăresc reacțiile noastre în legătură cu pofta, în legătură cu alimentul, încât, vedeți, comerțul stradal este foarte dezvoltat. Și în comerțul stradal, vedeți, piețele, mergeți în piață, sigur e ceva de mâncare. Treceți, eu știu, mergeți pe un drum, oricare ar fi, de acasă până aici, pot să mă opresc de 3 ori să mănânc de ceva. Sau să iau să mănânc, sau să iau la mine ceva de mâncare. Adică comerțul s-a dezvoltat extrem de mult urmărind această pasiune, să zic așa, a omului, această dispoziție la a ceda în fața alimentului, dispoziție care nu-l ajută în propria lui stare de sănătate. Am învățat, există, au creat unități, neuromarketul face studii și ne știe dinainte ce vrem să cumpărăm, înainte să intri în alimentar, cred că știu exact ce vrei să cumperi, îți așează foarte bine totul. Oamenii care fac comerț, cred că știu ce tip de, adică nu cred, sigur știu ce tip de
cumpărători au și fac aprovizionarea conform cerinței, pentru că până la urmă este normal să faci asta, nu stai să faci educație mereu. Omul trebuie să vină cumva și educat. Sigur că și tu ai rostul tău și rolul tău, dar nu o să faci tu acum educație publică, ci trebuie să-ți duci până la urmă afacerea. Iar omul ar trebui să vină instruit că nu o face numai în ziua aia, o face în fiecare zi, că nu o face numai în unitatea aia, o face în atâtea unități în care intră, ca să poată să cumpere ce îi trebuie, să poată să selecteze, să poată să ajungă acasă cu sacoșa plină de sănătate. Pofta este înnăscută și dezvoltată în copilărie și pe parcursul vieții. Nu-i nimic, nu facem nimic. Deci o avem, venim cu ea la pachet. Așa cum venim și cu mersul la pachet. El nu e de la început. Dar copilul, imediat, mamele știu că într-un timp foarte scurt, copilul și recunoaște mama după mirosul laptelui. Deci, nu poți să-l înșeli. Știe exact care este mama lui. Și nu vi s-a întâmplat mamelor? Nu? Da? Sigur. Cine e atentă știe că așa se întâmplă. Da. Și nu vrea de la alta mama nici cum laptele. Sunt și copii care vor, dar sunt copii care nu. Nu pot să-l păcălești cu nimic. Își vrea mama lui. Pofta poate să fie o barieră psihologică în diversificare, pentru că familia mănâncă într-un fel și diversificarea necesită niște reguli. Și e foarte greu să treacă de la ce au mâncat cu poftă, să educe copilul să mănânce diversificat sănătos. Și atunci o să facă o zi, două, trei, o săptămână, efortul să facă așa cum trebuie, pe care vor ceda și vor mânca cum au mâncat. Și atunci copilul, într-un timp poate nu foarte îndelungat, devine ori obez, ori irascibil, ori slăbește, ori nu doarme bine, ori face paraziți diverse. Și zici, de ce? De ce că am făcut tot ce trebuie pentru el? Ai făcut tot ce trebuie pentru el, dar n-ai ținut seama de niște lucruri. N-ai ținut seama că, să zicem așa, la 6-7 luni nu trebuie să îi dai să mănânce un anume aliment. Că atunci când îl dai, trebuie să ai o anumită dispoziție, pentru că energia ta influențează energia copilului și energia alimentului. N-ai ținut seama de faptul că trebuia să aibă și tu și el o hidratare corectă, vorbim și de alăptare aici. N-ai ținut seama, chiar acum suntem într-o astfel de, să zicem, perioadă, ca să nu zic situație, perioadă în care o mămică trebuie să renunțe la alăptare, pentru că e dodoloață fetița, și că are aproape 10 luni și îi ajunge, trebuie să treacă la... Ea mănâncă și mâncare, așa, și mănâncă și sân cât poate. Și asta nu e un lucru foarte bun într-un viitor îndepărtat. Corpul nu uită ce ai făcut. Nu uită ce ai făcut. Uite de cine vorbeam. Așa. Corpul nu uită de cine, nu uită ce ai făcut. Te așteptam. Corpul nu uită ce ai făcut. Este o mașinărie extrem de performantă. I-ai făcut un bine, el funcționează și nu ai nicio problemă. I-ai făcut un rău, a înseriat-o și de câte ori are prilejul să aibă condiții asemănătoare, nu identice, cu răul, cu momentul în care s-a întâmplat răul, din nou ștanțează corpul cu încă o situație foarte neplăcută. Deci, atenție la
nevoie, poftă. Atenție la nevoie, poftă. Deci, ca să știu dacă pofta mi este de folos, stau. Vreți să știți cum fac? Nu eu. Cum trebuie să facem? Da? Stau și mă întreb. Chiar mi-e foame? Chiar vreau lucrul ăsta? Chiar vreau alimentul ăsta? Întreabă-te de cel puțin 3 ori, dându-ți măcar un minut la fiecare, pentru fiecare răspuns. Și sigur vei obține răspunsul corect pentru tine. Deci te întreb. Și la fel faci și atunci când alimentezi copilul. Deci, chiar are nevoie? Este momentul să-i dau? Are nevoie acum? Pentru că atâta vreme cât el nu are discernământ, este mic, nu are discernământ, tu ești cel care hotărăști în locul lui. Și trebuie să hotărăști corect, pentru că altfel ajungi să-l faci un consumator fără repaus. Adică îi pui în gură mai tot timpul. Se întoarce, se duce, se joacă, vine ea să-i dai. Ca un pelicanel, așa. Nu se poate așa. Nu se poate. Digestia are timp. Digestia are reguli. Energia unui aliment este cedată doar la nivelul cavității bucale. Și atât. Deci energia pe care o conține un măr se absorbe în organism doar la nivelul cavității bucale. Dincolo de cavitatea bucală, mărul este chimie. Nu mai este energie. Nu mai este energie. Că după asta începe organismul să ia din măr și să facă ce trebuie. Eu vorbesc de produsul în sine. Produsul în sine, acolo e. Atâta e. Deci, suntem foarte atenți la digestie. Digestie este foarte atenți la mestecat. Foarte atenți. Mestecatul este extrem de important. S-a vorbit de mestecat. Cât mestecăm și de unde s-a plecat cu mestecatul ăsta? S-a plecat cu mestecatul ăsta și cu ținutul mâncării mai mult în gură, deși pe mame și pe părinții îi enervează chestia asta la copii, că stă cu mâncarea în gură, de nu mai termină, hai termină, hai dă din gură, hai. Ei bine, s-a pornit la chestia asta de la o observație care într-o pușcărie. Deci ei mureau aproape prin... Adică erau de exterminare. Erau un loc de exterminare. Și trăiau cel mai mult și scăpau chiar cei care mestecau foarte mult mâncarea. Deci țineau foarte mult mâncarea în gură. Fără să știe că fac asta. Iar medicii supraveghetori, medicii de acolo, au observat lucrul ăsta. S-au făcut studii pe urmă, asta se întâmpla 1940, așa. S-au făcut studii și s-a observat acest lucru. Deci mestecatul îndelung și calm, blând, în liniște, asigură absorpția în întregime a energiei alimentului, energia pură a lui, plus că aduce alimentul în stare perfectă de a ceda corpului toate elementele lui de folos, toate elementele lui minerale, ce conține el. Deci mestecăm îndelung, ia loc, nu mai e loc? Hai! Mestecăm îndelung. Mestecăm îndelung. Fără să ne grăbim, fără să vorbim, fără să facem observații celuilalt, la masă când te-ai așezat, pui tot ce e depus pe masă și nu te mai ridici că unei îi trebuie lingură și unei îi trebuie cuțit sau nu știu. Deci s-a așezat toată lumea la masă. Și nu faci numai tu, fiecare are sarcina lui pentru așezatul mesei. Să înțelegeți asta, că altfel nu este în regulă. Altfel, dacă tu, mama, pleci de acasă, ceilalți nu mai știu să pună masă. Nu știu unde-s lingurile. Nu. Asta nu se poate. Deci faceți educație permanent. Preferați să faceți educație decât să puneți masă. Lăsați-i pe alții sub. Pe alții, pe ceilalți.
Diversificarea trece până la urmă, că până la urmă copilul trebuie să mănânce. Că mănâncă tocat în gura măsii, că mănâncă tocat în gura bunicii, că mănâncă pasteurizat, că mănâncă dat prin mașină. Cumva trece. Important este să treacă corect. Și corect, corectul ăsta este un termen iar pe care îl stăpânim puțin până la urmă. Depinde de cum te așezi tu, mama, în această ecuație. Tu, mama, tu ești regina. Tu, mama, cum te așezi în această ecuație? Adică vreau să am grijă de tot ce e în jurul meu și îl mai sacrific și pe ăsta mic? Sau el este prioritatea mea și a noastră și restul este după? Deci este foarte important așa și cu copiii la fel. Copiii care sunt la școală, copiii care sunt mai mici de școală, copiii care sunt chiar mai mari, care dau examene și care au un alt consum energetic, care n-au timp atunci să-și facă, eu știu, propria lor mâncare și care bagă, eu știu, orice în gură de foame. Deci este foarte prost așa. Deci trebuie grijă. Zic, păi de ce ai avut așa rezultate? Păi de ce ai avut așa rezultate? În clasa 12, da? De ce ai avut așa rezultate? Păi ai avut așa rezultate, el săracul nu știe să-ți spună. Dar tu trebuie să înțelegi că a avut așa rezultate pentru că atenția lui s-a disipat. Era prima dată când își dădea bacul în viața lui, da? Odată se dă bacul în viața lui, în mod normal. Da? În mod normal, odată se dă bacul. Și el a venit să dea bacul în mod normal. Ei bine, și în momentul ăsta, deci când el este atât de captivat, sau ea este atât de captivată de această problemă, trebuie să aibă grijă de mâncare. Ei, o să spuneți, bine, ce fac copiii care n-au părinți, care sunt departe de părinți? Ce fac ei? Ne dăm un răspuns simplu, da? Se adaptează, dar cu costuri. Nu uităm că se adaptează cu costuri, da? Când sunt selectivi, când sunt capricioși, deci mănâncă, se adaptează mai greu la regimul se adaptează mai greu la regimul total, să spun așa, complet de hrană. Mama trebuie să fie odihnită, bine dispusă și să încerce, și reușește, totdeauna mama reușește, să îi dea copilului ceea ce n-a visat el niciodată că va mânca. Da? Pofta selectivă, nu vreau aia, nu vreau ailaltă, e că începe să se joace cu nervii tăi. Adică începe să mănânce lent, să mestece mult, de fapt nici să mestece, ține mâncarea în gură, să arunce mâncarea. Asta se întâmplă și la adulți, fără să fie mai decât în etapa de așa. Refuză să deguste unele alimente noi, nu vreau, vrea numai ce vrea. Deci aici trebuie să avem o mare grijă pentru că nu reușim să facem diversificarea corectă. Și dacă nu reușim să facem diversificarea corectă, înseamnă că nu are un apetit pentru nou, pentru alimentul nou, înseamnă că se baricadează în câteva feluri de mâncare pe care le mănâncă și te mir că la 40 de ani nu mănânc eu așa ceva. Sau, mă rog, mai tânăr sau mai încolo. Nu, în viața mea n-am mâncat așa ceva. Ce salată e asta? Cartofi și cu ceapă și cu... Nu mănânc eu așa ceva. Deci, trebuie mâncat orice este comestibil. Și, sigur, în tradiția familiei, că nu o să faci acum, nu o să poți să te duci de la un fel de a mânca la alt fel de a mânca. Mama o să urmeze tradiția familiei. Dar este important ca să introduci în alimentație tot ce mânca, ce se mănâncă în familie. Foarte important. Nu umblăm după recompensă. Alimentul nu este recompensă. Deci alimentul nu este recompensă. Mănâncă sau mănâncă cam să-ți dau la sfârșit ciocolată.
mănâncă că o să fac, deci nu. Ei deschideți pofte pe care nu le visează, dar îi le înseriați, pentru că în momentul în care știe că dacă mănâncă ceva care nu-i place lui foarte bine, sau chiar dacă îi place, dar ciocolata îi place mai mult, deci va mânca imediat după ce mănâncă ceva, că îți face ție un favor că a mâncat ceva, solicită recompensă. Deci nu cu recompensă. La masă, mâncarea nu este recompensă. Mâncarea e hrană și cu asta e stop. Deci nu este recompensă. Mâncarea e hrană. Sigur că este recompensa lui Dumnezeu către noi, asta e o altă poveste. Dar mama nu are dreptul și nu are voie să facă recompensă, părintele nu are voie să lucreze cu recompensă, cu mâncarea recompensă. Deci nu. Mănâncă asta că îți dau și aia. Nu. Nu mănânci, nu mănânci. A, nu vrei să mănânci, nu ți-e foame, nu e nicio problemă. Ce o să se întâmple? Cred că știți. După un timp vine să-ți ceară de mâncare. Nu-i așa? Este așa sigur. Este așa sigur. Deci nu umblați cu recompense. Dacă umblați cu recompense, le-ați pierdut. Și dacă faci o dată, au așa o ținere de minte fantastică. Nu uită. Dar ai mai făcut. Dar cum acum nu poți? Că ai făcut. Cum acum nu poți? Ce? N-ai mai făcut? Atunci cum ai putut? Deci foarte mare atenție la acest aspect. Da. Mergi. Deci răbdare, da? Diversificarea nu se face într-o zi. Diversificarea se face în timp. Răbdare. Nu vrea un aliment nou, îi dați alimentul vechi. Adică vechi. Alimentul nu vechi. Alimentul pe care l-ați folosit deja. Adică nu vă enervați, nu considerați că este un eșec, nu este niciun eșec, este în ordinea firii, asta este, mă trebuie puțină răbdare. Deci încă puțin. Asta se face și într-o căsnicie, să știți. Când se căsătoresc oamenii, bărbatul vine cu ce a venit de la mama lui, femeia de la mama ei, ce a venit, mama ei. Așa. Și unul din ei e nemulțumit. Ghiciți care. Deci, unul din ei e nemulțumit. Cel care nu a gătit niciodată. E nemulțumit. Și începe. Dar eu, ce e asta? Dar... Și atunci trebuie să ai răbdare să faci diversificare. Foarte mare răbdare. Și într-un timp, soțul tău va mânca ce n-a visat nici el, nici tu, iar mama lui o să zică, nu știu ce i-a făcut. Pentru că eu, la mine, n-am mâncat așa ceva, nu mâncat așa ceva, nu știu ce i-a făcut. I-a făcut ceva. Am răbdare. Așa cum vă spuneam, da, la masă trebuie să avem extrem de multă răbdare și cu copiii mai ales și nu numai, răbdare și răbdare cu noi până la urmă. La masă te-ai așezat să te hrănești. Este foarte important să înțelegem că atunci când suntem la masă ne hrănim. Și că acest corp pe care îl purtăm și ne poartă, da? Nu poate funcționa fără hrană și fără atenția aceea față de hrană. Uitați-vă în jur și vedeți că, în general, oamenii care sunt bolnavi au o problemă la hrănire. Uitați-vă, nu există boală fără probleme de hrănire, să știți. Nu există. Și dacă, ferească Dumnezeu, este un accident și ăla are o problemă undeva cu hrănirea, e lipsă de răbdare. Undeva este o lipsă de răbdare. Deci, mare atenție la masă. Deci nu te așeza la masă, ești cu Dumnezeu și cu farfuria și cu lingura ta. S-a terminat cu vorba. Nu reglăm conturi. Nu ne dăm sarcini. Nu ne facem observații. Nu comparăm mâncarea ta cu mâncarea altcuiva. Nu, mâncăm. E greu? Ce spun? Da?
E greu. E greu. E greu. Știu că e greu. Dar când ajungi să faci asta, bași de seamă că ceva se întâmplă într-o ordine nemaipomenită. Pofta mai poate fi, deci pofta fiziologică, poate fi, avem două tipuri de poftă, cel puțin două tipuri. Pofta fiziologică și pofta patologică. Pofta fiziologică este cea care înseamnă epuizarea nutrienților, deci au scăzut, dar ei mai sunt acolo și noi trebuie să mâncăm ca să aducem nivelul la nevoile organismului. Pofta fiziologică este ușor de înțeles când ești în pace. Și zici, mi-e foame și mă duc liniștit și mănânc. Când ești agitat, pofta fiziologică nu o percepi. Percepi durerea de stomac și nu știi de unde vine. Și până să iei mâncare, că ai uitat când ai mâncat, iei un scobutir sau un lizadon, ca să-ți continui treaba. Nici măcar nu bei apă, din păcate, că și asta ar dilua sucul gastric și ți-ar ușura suferința. Și ți-ar aduce aminte când ai mâncat. Gândiți-vă ce ați făcut când n-ați mâncat și când a durut stomacul și cum ați reacționat. Un alt tip de reacție este să înfuleci, să mănânci repede. Aoleu, ce foame mie, și înghiți, nemestecat și... Păi stomacul nu este dispus să mestece niște jumări. Sau el este dispus să mestece mâncare extrem de fină, de nu de, de păstoasă, să fie păstoasă, ci să fie chiar lichidă. Este fantastic acest lucru. Plus că atunci când mănânci repede, nu ții mâncarea suficient la nivelul cavității bucale și atunci energia mâncării, cea care se absorbe doar la nivelul cavității bucale, se pierde. Deci nu ai același randament după ce ai mâncat pe fugă. Deci am mâncat pe fugă. Apoi să nu mănânci pe fugă. Să stai liniștit și eventual să eviți a mânca. Bea apă, ți-e foame foarte tare, mănâncă un fruct, pentru că el trece mai ușor. Și cel mai bun fruct pe care puteți mânca este o banană, care se duce foarte repede, sau un măr. Da, pofta... Pofta acută, merge mai departe că se vede, pofta acută, așa, este cauzată la un moment dat, este stimulată, să zic, de anturaj. Foamea excesivă, acută, este, avem și un alt tip de poftă, de foame. Foamea acută în diverse boli. Deci, foamea care îți face rău, deci ți-e rău de foame. Rău de foame și aici este cineva care știe chestia asta, cum e rău de foame. Rău de foame poate să fie poate să fie mai multe lucruri. Fie poate să arate o predispoziție la diabet, dar cine nu o are, poate să fie o hipoglicemie în legătură cu un debut de diabet, poate fi un hipertiroidism, cel mai adesea asta este o stare de nevroză, o stare de frică, o stare de alterare, să spun așa, a emoțiilor. Poate să fie pe un fond emoțional care a generat și insomnie, poate să fie în dereglările cronice de stres, de somn în stres, în anxietate, sau chiar în diverse diete. Chiar în diverse diete. Poți să ai schimbi ceea ce tu știai că îți priește și vrei să faci o dietă că vrei. Fie să slăbești, fie să te îngrași, fie să ai tenul mai luminos, fie nu știu din ce considerente, pot fi multiple,
Și atunci îți schimbi alimentația. Ei, schimbarea alimentației presupune niște pași ca la diversificare. Deci nu o fac de astfel. Și am să vă spun încă o regulă care este în nutriție, că atunci când vrei să slăbești și ții o cură de slăbire și după acea cură de slăbire ai reușit să ajungi la greutatea X pe care ți-ai dorit-o și după un an, 2, 3, 5 ai iar greutatea Y de care scăpasei și iar pornești să ții un regim de slăbire pentru că știi tu că ai avut rezultate, poți să faci de maxim 5 ori chestia asta și niciodată după aia. Dar niciodată nu o să mai fie ca prima dată. Deci mai poți să mai faci de 5 ori, dar niciodată nu o să mai ai rezultatele primului experiment, auto-experiment pe care l-ai făcut cu tine. Sau primei decizii pe care ai luat-o să ții o cură de slăbire. Deci este foarte important să știți ce vă așteaptă. Îi fac o cură de slăbire, dar după această cură de slăbire, eu fac tot ce trebuie, nu numai că ce pot, că ce pot nu mai pot, dar eu fac ce trebuie de data asta. Eu și pot și fac ce trebuie, da? Ca să-mi mențin greutatea. Dacă nu mi-am menținut greutatea și eu revin la greutatea din urmă, riscul de a reveni la greutatea pe care, de care am vrut să scap, dar chiar să fie mai mare și chiar să mă preocopsesc cu temir ce dereglări, este foarte mare. Organismul uman este o chestiune extrem de sensibilă. Extrem de sensibilă. Să știți că n-am fi atâția bolnavi dacă am fi mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și care ne afectează și care ne contaminează până când să ne afecteze. Ne contaminează. Adică, măi, am auzit că dacă mănânci ștevie 3 săptămâni, numai ștevie 3 săptămâni, e minunat. Eu am să mănânc 3 săptămâni și ajung la greutate. Nu. Pe chestia asta mănâncă ștevie 3 săptămâni, o să faci o serie de dereglări, o să slăbești, dar nu frumos, și o să faci o serie de dereglări, pentru că... Sau eu am zis ștevie acum. Poate să fie carne, poate să fie chec, poate să fie cozonat, poate să fie orice. Deci ideea este următoarea. Tu trebuie să-ți cunoști corpul, să-ți cunoști interesul și să faci într-o cunoștință de plină să iei o hotărâre. Și cu tine și cu cei de lângă tine. Când impui celui de lângă tine. Copiii la adolescență ies din greutatea frumoasă, să zic așa. De multe ori ies din greutatea frumoasă. Și devin obejor. Mă uit și văd lucrul ăsta adeseori. Îi văd mestecând mai tot timpul pe stradă. Să știți, mestecatul gumei este o treabă, poate să fie o treabă bună, dar în același timp, mestecatul gumei poate fi confundat pentru o minte labilă cu mestecatul mâncării. Și atunci, când ajunge acasă, scapă de gumă, ușor, și începe să mănânce până nu se mai oprește. Până când îi iei din față. Și iese și cu scandal. Îmi iei mâncarea din față. Deci, pofta. Am avut o poftă și mi-am exagerat-o, mi-am cultivat-o, mi-am exagerat-o, mestecând gumă de gumă. Dincolo de faptul că ea are și alte, unele bune și altele mai puțin bune. Are și efecte bune. Dacă știi să faci ce trebuie, nu? În avion îți desfundă, îți menține urechile în stare funcțională, dar mai sunt și alte lucruri frumoase pe care le poate face cum am demestecat. Pentru că dezvoltă maseterii, fiind cei mai puternici mușchi din corp, așa, și dezvoltă, îi menține, mai că trebuie să ai limite. Trebuie să știi de ce o faci. Trebuie să știi ce câștigi făcând lucrul ăsta. Pentru ca să nu ajungi să confunzi mestecatul gumei, care e un lucru serios, aș putea spune că este chiar o tehnică de a face bine corpului, cu mâncatul care este și asta o tehnică, până la un punct. O tehnică de supraviețuire, de viață și de supraviețuire. Da.
Deci digestia este clar că are niște segmente foarte bine definite, da? Avem digestie bucală, digestie gastrică, digestie intestinală. Fiecare segment este extrem de important să fie dus până la sfârșit. Mersul până la sfârșit pe segment nu poate fi decât în calm, în liniște și în respectarea timpilor și atitudinii în momentul în care mănânci. Altfel nu este în regulă. Vedeți, am vorbit așa de iubirea necondiționată, vorbim toată ziua de aliment. Aliment. Iubire, când vorbești de iubire, ți se pare că, vai, e o chestie extraordinară. Este o chestie extraordinară. Dar nu atât de extraordinară încât să nu practicăm. Să nu practicăm în fiecare clipă. Prin ce arătăm că practicăm iubirea necondiționată? Hai să văd dacă îmi spune cineva. Prin ce arătăm că practicăm iubirea necondiționată? Să-i vrem bine de aproape? Nu. Întâi ne iubim pe noi? Nu. Prin iertare? Da. Prin iertare. Că dacă ne iubim pe noi, ne facem voie. Și nu ținem cont de relat. Deci, poți să ajungi aici. Când te iubești pe tine, Doamne, mie somn acum, tu poți să faci ce vrei, mă duc să mă culc. Este o atitudine, n-aș putea să o judec că e bună sau e proastă. Dar poate că era bine să zici, stai că te ajut să termin și mergem împreună. Sau altceva. Am dat exemplu ăsta, de exemplu. Nu știu dacă este cel mai bun, dar este un exemplu. Dar atunci când reușești să spui iartă-mă, dar și când ai spus iartă-mă, să simți că ai iertat, și asta de câte ori se poate întâmpla? De 70 de ori câte? Da? De 70 de ori câte așa. Deci, spui iartă-mă și atunci lucrurile se așează. Arăți că iubești necondiționat. Și copilul, și în jurul tău, și rudele soțului, și rudele soției. Orice ți-a făcut, oricine. Pentru că nefăcând acest lucru, păstrăm în noi o doză pe care nu putem verifica, nu avem habar că o avem. Nici măcar nu avem habar că o avem dacă nu facem iubirea, dacă nu exersăm iubirea necondiționată. De egoism, de negativism, de pe care nici măcar nu crede că suntem în stare să fim noi așa. Dacă ți arată celălalt, spune celălalt despre tine că așa ești, zici, nu, fii serios, ești de raia. Nu, eu nu sunt persoana asta. De câte ori mi-ai zis să fac ceva, am făcut. De câte ori ai avut nevoie, am fost îngătit. Îmi spui mie chestia asta. Da. Poate fi așa, ai fost lângă el. Că ai vrut tu să fii lângă el și te-ai dus. Și că uneori ți-a solicitat și el prezența și ai fost. Dar cu ce gânduri ai fost? Cu ce efort ai fost? Să nu ajungem la extrem. Deci nu pot să fac ceva acum. Încep chestia asta, o programăm și o fac în alt timp. Acum fac ceva. Am o altă treabă, e programat o altă treabă. Deci să vorbești clar și mai spui și cuvântul. Și te rog să mă ierți că nu pot acum. Că așa e. Deci tu ai nevoie acut acum, tu ai nevoie acut acum, na. Un bătrân care are nevoie să-i faci acum piață. Și tu nu poți în clipa aia că nu poți, că trebuie să duci să semnezi nu știu ce acte. Da? Și ești programat acolo. Ce faci? Sigur o să-ți fac. Iartă-mă. Nu pot acum. Ai răbdare că mă întorc. Deci, iubirea necondiționată. La care ne îndeamnă Hristos. Eu mi-am, astăzi gândindu-mă la întâlnirea cu dumneavoastră, mai e ceva? Mi-am adus aminte de niște cazuri pe care le-am avut în
în viața mea, da, uite ce spunea Einstein, care și el știa foarte bine ce înseamnă și alimentația și gândul și starea noastră, care poate fi influențată de ambele. Am avut câteva cazuri extrem de interesante. Primul caz a fost al unei femei în vârstă, care îi murise un primul caz foarte, foarte interesant, adică cu greutate de diagnosticare, cu eșec al tratamentului, că nu era pe diagnostic. Îi murise băiatul care avea 40 de ani. Și picase așa într-o stare de atâta la jelit și atâta de greu i-a fost, încât nu mai era în stare, de unde era o persoană extrem de activă și extrem de bună gospodină, nu mai era în stare să facă mâncare câteodată pe săptămână. Era singură acasă. Deci murise băiatul și ea rămăsese singură, Nora nu stătea cu ea, băiatul și Nora stăteau în altă parte. Iar băiatul a rămas tot acolo, iar și înainte era singur. Dar acum era foarte singur. Și mânca din ciorba aia pe care o făcea, când mânca din aceeași ciorbă. La un moment dat începe să tușească. Era vară. Și începe să tușească. Și tuse, și tuse, și tuse. Merge la medicul de familie și dă să facă o serie de penicilin. Nu se liniștește. Începe să fie incapabilă să mai bage, să mai mestece, să mai mănânce mâncare. Orice mâncare. Nu numai aia care făcea pe săptămână. Nici un fruct, nimic nu mai putea mânca. Când merge la medic, constată că limba era sângerie. Îi dă nu știu ce pentru limba. Starea ei se accentuează pentru că ea nu mai putea mânca deloc. Suferința de după înmormântare era pe punctul de a pica de tot. S-a întâmplat să văd și eu. Și când i-am văzut așa, în curte, când i-am văzut, zic, ea deschide gura, era, ce să vă spun, băț, piele pe băț. Zic, deschide gura. Gura ți arăta exact anemia bilirubină. Adică nu trebuia să ai niciun dubiu. Pentru un medic, nu trebuie să fie dubiu că acolo este anemie de lucru. Deci carență de B12. Faptul că ea mâncase, de asta vă aduc cazul în față, deci ea mâncase monoton, atâta vreme. Vreo lună de zile, cred că, de când murise băiatul ei. Vreo lună de zile mâncase aceeași ciorbă, făcea o ciorbă și mânca din ea până termina și aceeași ciorbă. Deci ea nu făcea altceva. Mâncase monoton. Faptul că ea era în depresie, deci ea picase săraca pe durerea ei, nu mai avea grijă de ea cum ar fi trebuit să aibă, a dus la prăbușirea rezervelor pe care le avea în corpul ei. Una dintre prăbușirile majore, că erau toate prăbușite, dar una dintre prăbușirile majore a fost vitaminele de grijă. Banal, în 10 zile a făcut vitamina B12 și lucrurile au început să se așeze. Nu înseamnă că s-a vindecat în 10 zile, dar lucrurile au început să se așeze. A început ușor să nu mai doară limba, a început să aibă poftă, să poată mânca, să aibă chiar puțină poftă de mâncare. Deci cât de simplu poate să fie dacă diagnosticul este pus oare. Sigur că nu poți să faci tu, ca pacient, chestia asta. Uneori nici medicul nu poate să o facă, lucrurile sunt destul de încurcate. Ideea este următoarea.
să știi unde ai greșit ca să poți corecta la timp. Nu te lungi cu greșeala. Asta vreau să vă spun. Deci și ea putea să facă lucrul ăsta. Deci a văzut că mănâncă o zi, mănâncă două, mănâncă trei, mănâncă o săptămână aceeași mâncare. Era gospodină, era la o vârstă, crescuse copii, trebuia să se oprească, să știe că într-o zi poate să fie foarte greu. Asta este concluzia pe care trebuie să, cu care trebuie să plecați. Deci nu mănânc monoton la nesfârșit pentru că așa o să slăbesc, pentru că așa fac economie, pentru că așa dă bine, pentru că nu trebuie să arunc mâncare. Fac mâncare, învăț să fac mâncare mai puțină ca să nu arunc, dar nu mănânc numai decât pentru că am greșit și am făcut și nu mai îmi trebuie. Da? Deci asta, asta este unul dintre cazuri. Eram în Moldova, eu am terminat la Iași facultatea și vă spun două cazuri. Foarte interesant, unul în Moldova, două cazuri, dar unul în Moldova și unul în Dobrogea. Deci am intrat într-o curte, mă chemaseră să le văd copiii. Și era un băiețel. Care lega prin curte, era o gâscă care s-a bălegat pe acolo și el s-a oprit, a luat și a dat în gură și a umplut. A, în mine rău. Atunci nu știam lucrul ăsta. Că este foarte important și copiii fac, copiii mai ales fac chestia asta, ei știu unde își găsesc elementele minerale și de vitamine mai puțin discutabil, dar elementele minerale știu unde le găsesc. Și le găsesc în excrementele de păsări. Și nu numai de păsări. Chiar unii și mănâncă propriile excremente. Poate ați auzit. Da. Deci când copilul ajunge la starea asta, este într-un deficit, să nu-l certați. Băgați de seamă și povestiți asta. Nu trebuie certat nimeni. El nu are o pervertire a gustului. El are nevoie de altceva și eul lui îi spune unde găsește. Și el mănâncă de acolo pentru că el trebuie să-și recupereze ceea ce a pierdut odată. Nu știu când, cu ce ocazie a pierdut. N-a mai fost aprovizionat. Mama nu i-a mai dat ce trebuia să-i dea ca să aibă o alimentație acoperitoare, să zic, a nevoilor lui. Dacă strângea bine. Eu m-am dus să-l dau jos, să-i desfac mâna. Durere. Nu puteai să-i desfaci mâna decât cu efort și cu, cum să spun, adică punându-te la luptă. Deci el trebuia să-și mănânce bucățica lui de hrană bună, pe care el știa că o are în mână. Deci țineți minte și acest lucru. Și mai am un caz foarte interesant și ăsta. Un băiețel care și el era într-o carență, avea vreo 3 ani. Și el era într-o carență și mânca varul după perete și pământul. Deci mânca așa. Știți că femeile gravide mănâncă varul. Erau 20-30 de ani înainte, când aveau carență de calciu, mâncau varul de pe perete. Se duceau la dispensar să le măsoare și doctorul a doua zi trebuia să doarme. Că se trezea cu varul de pe perete parțial decojit, dispărut, să zic mai bine. Asta e tot o carență alimentară. Deci nu mănâncă ce trebuie. Am văzut și persoane care mâncau, de exemplu, ou fiert cu totul, cu coajă cu totul. Am încercat, dar n-am putut. Pentru că așa tare scârții, încât n-am putut. Dar m-am gândit că are dreptate. Poți să mesteci mărul cu coajă cu tot? Îl mesteci. Ei, ca să găsesc pe urmă, ca să găsesc, așa, în anumite cărți de nutriție, că se poate mânca ou fiert cu coajă cu totul.
dar trebuie să-l mănânci cum trebuie, pentru că să-l mestești cât trebuie. Deci, uite, dacă înveți lucrul ăsta de mic, merge. Dacă nu, nu duceți acasă să mestecați o coajă. Faceți ce vreți. Eu vă spun că nu pot. Facem pudră. Hă? Cojile, facem pudră. Sau cojile pot fi făcute pudră. Da. Ei, acum și pudra ar trebui să nu o faceți la robot, pentru că își schimbă energia, pentru că își schimbă multe lucruri. Adică este o pierdere care nici nu știu dacă ce mai rămâne din ea. Și pentru că am ajuns aici, trebuie să vă mai spun încă un lucru pe care nu scrisesem, dar uite, mulțumesc că m-ai pus în situația de a-l spune acum. Totdeauna să mestecați mâncarea de la spre stânga, de la dreapta spre stânga. Ați înțeles? În sensul invers a celor de ceasor. Acesta este sensul vieții. Acesta este sensul viului. Mestecând invers spre dreapta, omorâți mâncarea. Îi omorâți energia. Amestecarea în oală. În oală. Nu amesteci în oală. Să amesteci și în farfurie și unde. Deci mestecați tot timpul spre dreapta. Eu am defect acum, eu nu mai așa fac. Și când arăt și... Deci spre dreapta, da? Nu uitați acest lucru. Este poate unul dintre lucrurile extrem de importante care trebuie să plecați de aici. Deci amestecăm spre dreapta. Spre stânga, pardon, mă iertați. Amestecăm spre stânga, le-am curcat. Așa, amestecăm spre stânga, da? Pentru că în felul acesta încărcăm cu energie mâncare. Facem colivă. Tot așa amestecăm. Mergeți la biserică și uitați-vă. Preotul în biserică are un traseu și tot ce face, face spre stânga, nu spre dreapta. Eu i-am și zis unui părinte, observând și cu cadența, cădița, când cădea, așa, ce face, și îl zic, părinte, tot spre stânga. Doar spre stânga, doamne, doar spre stânga, nu mai spre stânga, tot dădea cu așa, doar spre stânga. Să urmăriți lucrurile astea, să băgați de seamă că este important și să-l practicați, nu că doar așa, că am vorbit despre ea. Nu știu, vreau să vă mai spun eu despre chestia asta. Cu semn, poate o să merg aminte. Probabil cât mai puțin procesat, că spune de... Da, asta este, când blender, nu, la blender să vă uitați, că el spre stânga merge. Deci el care a făcut blenderul știe cum trebuie să mestecăm. Vă duceți acasă, puneți blenderul în cana cu apă și observați unde se duce. Duceți. Cum trebuie. Se duce cum trebuie. Deci asta se știa de la 1900. Da? Și noi în anul 2023 vorbim ca și când ar fi o treabă acu descoperită. Deci să aplicați și să povestiți, ca să fie cât mai multă lume în regulă. Deci, vă spuneam de-al doilea băiețel. Avea săracul, nu era bine și ce ajunsese să facă? Mânca peretele. A trecut de var și a ajuns la chirpic. Și a mâncat și din chirpic. Și-a luat bătaie. Avea trei ani și ceva, până în 4 ani. Și-a luat bătaie. Și-a învățat că nu poate să mănânce de acolo, că ia bătaie. Și-a intrat sub pat. Știți cum erau paturile la țară? Mai înalt, așa. Și-a intrat sub pat. Și-a dus acolo, chirpic. Și ăștia se întrebau, unde e, unde e? Și la un moment dat apărea. Era cam murdar pe butic. Da, nu trebuie să prin minte că e repădat de surt și că mănâncă din chirpic. A venit Paștele și au dat la o parte ca să văd. La țară știți că se dă la o parte tot, să văd, până jos. Și mai ales dacă ai casă din chirpic, să mai cojește, să mai lipește, să mai lipește, să mai... Și când au ajuns, mâncase un chirpic apoi. Mai avea puțin și trecea la vecinul. Din gaura pe care o făcuți, mai avea puțin și trecea la vecinul.
Bineînțeles că mare lucru n-au priceput și că a intrat la cu un furci de educației. Când am aflat lucrul ăsta, le-am spus, au înțeles și banal, am trecut la o alimentație corectă, că ei în curte aveau de toate, dar mâncau prost, că așa mâncaseră și altă dată. Deci, mâncase aproape un chirpic. Ce conține? Chirpicul? Chirpicul? Și peinatul, da. Nu, ce conține ca și rămenul? Ca și rămenul? Ca și potasiu. Deci asta le lipsa urmețelor? Ei, și altceva, dar potasiu în special. Ce peinatul la fel? Potasiu în special. Așa. Gravidele. Gravidele, știți că au pofte. Gravide fără poftă, nu știu dacă există. Există? Tu n-ai avut? Ba da. Gravide fără poftă. Ba chiar este așa o... Pofta e atât de drastică în graviditate, încât chiar poți avorta. Dacă nu mănânci, chiar poți avorta. Vă spun sigur că știu situații de genul ăsta. Dacă nu mănânci mâncarea respectivă, e atât de grav încât poți avorta. Citiți despre chestia asta și o să vedeți. Acum lumea nu mai e chiar mai ales la oraș. La oraș se ajunge ușor la mâncare, nu mai ușor la mâncare decât era în tinerețea mea. Nu se ajungea la țară, se ajungea greu la mâncare. Oamenii mâncau monoton foarte multă vreme. Nu era deloc ușor. Așa, și mai am că am mai scris unul, deci am scris unul mai mult decât am povestit, o gravidă care era nebunită de morcovi. Putea mânca un kilogram, două de morcovi zilnic. Tot potasiu e cauza foarte importantă, pentru că cășunase pe morcovi. Era studentă la medicină. Soțul era student, stăteau în cămin, deci îi cunoșteam. Și el era disperat că trebuia să cumpere zilnic morcovi. Banii de studenți sunt puțini și zilnic să iei un kilogram, două de morcovi, e deja demență. Ea rămânea, nu-i mai cerea, rămânea și venea cu morcovii ascunși pe sub fusta care îi acoperea boca, cumva. Și făcuse de săguțe pe aici și așa. Problema era că trebuie să-i mănânce acasă. Și omul începuse să facă crize. Că ronțăie morcovi, iar ea era disperată fără morcovi. Putea să nu mănânce nimic, putea să nu bea apă, dar dacă nu mânca morcovi era dezastru. Deci astfel de caz în viața mea. Deci îl cunosc foarte bine. Și s-a gândit ce să facă. Era în cămin, nu putea să iasă afară să mănânce morcov, că râdeau cu colegii de ea. Ce să facă? Se culcaseră. S-a gândit ea că dacă își pune perna la gură și rupe și mănâncă pe sus în pernă, o să treacă hopul nopții alea. Cum o să vadă ce se întâmplă? Poate că devine o rutină. Și a rupt morcov, și-a pus perna la gură și când se rupă încă o dată, să pune așa, de fața ei doi ochi mari, sărata, se reșine. Deci el s-a trezit, normal, că l-a deranjat ronțăitul ei, s-a trezit și se uita la ea. Și de momentul ăla a zis, poți să mănânci cât îi vrea, fă ce vrei, când eu ies afară și mă plimb. Când termin de rânțuie, mă copii, îmi faci semn de la balcon, să văd în casă, în cameră. Lucrurile sunt așa, știți, la un moment dat, pare penibil
ce nu avea ea iar în corp și nu știa, nu bea apă destul, vedea? Nu bea apă destul. Deci nu avea minerale, nu avea caroten, nu a fost în caroten, așa, și nu avea. Cine să-i spună chestia asta? Nu se făcea educație în felul ăsta. Și nici acum nu știu dacă se face. Nu știu dacă se face. Nu? Nu se face nici acum. Vedeți cum pornim în viața asta frumos, cu elan, da? Și ajungem să fim bolnavi pentru că cineva ne-a spus niște banalități. Banalități. Că le știi și nu le respecti este un aspect. Dar că nu le știi și n-ai ce să respecti pentru că nu le știi, ai ce drastic. Pentru că cineva care era responsabil cu sănătatea ta, sau este responsabil cu sănătatea ta, și primii sunt părinții, și al doilea este medicul care e plătit pentru chestia asta. Dar noi nu vorbim de medicina preventivă. Noi vorbim numai de dacă ești bolnav să te duci la doctor. Astăzi, în biserică, erau două femei, fiecare se lăuda că are cancer. Eu nu cred că are niciuna cancer. Dar spune-i unui om care e convins că are cancer, că n-are cancer. Nu ai nicio șansă să-l convingi. I-a spus doctorul din spital pe analize că are cancer, are cancer. Amândouă arată foarte bine, mănâncă de toate și chiar se încurajau. Cum să nu mănânci o bucată de carne de porc? Cum să nu mănânci tu un ou? Cum să nu bei un pahar de vin? Păi cum să trăiești? Adică astea erau condiții esențiale să trăiască în cancer. Deci, și am zis, tată, n-ai niciun cancer, dar nu pot să-i zic eu acum în biserică că cine știe ce mai zice. Las-o în pace. Dacă trebuie să ajungă la... să vorbesc cu ea, are Dumnezeu grijă și o trimite cumva. Ailaltă, săraca, e tăvălucii tău de tot, abia merge, abia... Și tot așa era, cu carnea, cu... Și am fost la domnul doctor și mi-a zis, și am fost și m-am măsurat și am zis, mi-a luat analize. Deci, păi, dar bine, dar ai fost la domnul doctor și a făcut și analizele. Și ce era la analizele alea? Cancer nu iese la niște analize așa ușor. Sunt anumite forme de cancer care îți spun la prima citire a unor analize că ar fi cancer. Dar întotdeauna e obligatoriu să fie așa. Și în biserică avem o... În biserică avem o... Nu aici, în Constanța, unde mai merg eu. Este o persoană care a fost diagnosticată cu cancer și femeia, fiind mai multă vreme în biserică și e o altă atitudine. Acolo te abordează mai ușor și tu abordezi mai ușor pe celălalt. Spui, dar uite, eu spun ceva, poate că îți folosește. Dar așa pe stradă nu poți și nici în biserică, dacă nu ești constant în biserică, nu te cunoaște bine și nu cunoști bine persoana, nu poți să spui chestia asta. Că nu știi ce este. E rău și zice că i-a fost rău de la mocă. Mai ce să zic? Sau i-a învățat-o să bea apă și pe urmă zice că i-a fost rău că a băut apă. Că ea nu bea atâta apă. Unde am rămas? Că m-am pierdut. M-am pierdut cu... Da. Asta e ideea. Ideea este că tot la medic vroiam să vin. Că medicul care este responsabil, medicul de familie, de-aia de familie, este responsabil cu starea de sănătate, nu cu eliberarea rețetei, să știți. Asta ar trebui să fie. Eliberarea rețetei nici nu ar trebui să existe. Pentru că, în mod normal, noi ar trebui să fim sănătoși toți. Dar cineva trebuie să te învețe lucrurile astea. Nu trebuie să... Că n-ai de unde să le știi, din familie aia că nu le știi. Eu despre postire și despre ce am zis mai devreme, despre alimentație, așa, este, am scris foarte, foarte important, am scris în Prețul Vindecării. Am scris o carte foarte
care pare așa o pare ireală, dar este adevărată, gândurile și sănătatea au miros. Ca medic vă spun că așa este. Au sigur miros. Un om care are gânduri rele are un alt miros și întotdeauna bun și vă dau un element de confirmare a ceea ce vă spun. Câinii nu te mușcă oricum. Te mușcă dacă ți-e frică. Și o știu să fie asta. Pentru că se schimbă aura, dar se schimbă și mirosul corpului tău, intrin acidos. Copilul refuză să sugă când ești nervoasă, de exemplu, pentru că la fel vine în acidoză și el îți miroase până la urmă gândul, să zic așa. Că gândul a declanșat starea ta, dar până la urmă gândul este cel pe care copilul percepe în primul rând, nu în final. Gândul tău care trece în starea de acidoză. Și sănătatea are miros, sănătatea are miros bun. Omul sănătos miroase bine tot timpul. Nu trebuie să dea cu spray. Când vezi pe cineva parfumat, știi că are o problemă de sănătate. Deci, atenție, stai puțin mai departe de el, că n-are rost să te contaminezi energetic. Dacă poți să faci chestia asta. Dacă nu poți, spune o rugăciune. Foarte bine. Și mai bine. Spune un Tatăl nostru. Și atunci se armonizează și el și tu. Nu trebuie să-ți fie teamă. Da. Cum întâlnirea noastră se chema dezbatere și nu să vorbesc eu de capul meu singură, eu cu mine, uitându-mă la dumneavoastră, poate aveți vreo întrebare. Zic. Parcă așa, nu am avut impresia, că vrei să zici ceva. Nu? E bine, atunci zi, dacă nu vrei. Da, spuneți. Zi. E posibil la fel cum i-am învățat pe copii să mănânce nesănătos, să și dezvățăm? Da, este posibil. Este posibil. Deci, nu brusc, cu brutalitate nu obții nimic. Deci, începi ușor să elimini, începi să înlocuiești ceea ce știi că nu e bine, nu mai faci, nu mai pui la vedere. Și învățați să aranjați masa frumos. Să puneți acolo o frunză, o floare, o chestie, adică să puneți să fie masa aranjată frumos. Și chiar împuterniciți copiii să facă chestia asta, pe rând. Da? Uite, așa aranjăm masa frumos. E, să vedem acum cine face. Săptămâna asta cine e de rând. Și în felul ăsta vor fi foarte interesați ca pe masă să fie frumos și mama să fie interesată să fie pe masă bun. Bun, nu numai decât la gust. Gustul este foarte important. Stomacul nu are gust. Gura are gust și aici se termină cu gustul. Trece de gură, dincolo este chimie. Nu mai avem. Deci fizica s-a terminat în gură. Deci s-a absorbit energia și s-a terminat cu gust. Cu senzația de gust. Ce trece de gură, avem chimie. S-a terminat. Deci în stomac avem chimie. Este important copiii să știe ce se întâmplă. Uite, dacă mesteci bine, uite cum se întâmplă. Uite, stomacelul tău e mai fericit. Și sunt atâtea filmulețe, acum le găsiți pe YouTube, noi am făcut, acum câțiva ani de zile, am făcut o tabără de vară și poate o face la o școală de vară. Poate o mai face. Păi, cine știe, poate ne mai ajută domnul. să mai facem școala de vară. Dom'le, a fost fantastic. Câți, vreo 30-40 de copii am avut. Da. Așa. Copiii aduși de mame că erau disperate, că nu mănâncă. Copiilor nu mănâncă. Nu mănâncă aia, nu mănâncă aia, nu mănâncă, nu mănâncă, nu mănâncă, sunt mofturoși, n-au ce...
noi n-am avut niciun efort, n-am făcut cu ei. Așa? Le puneam pe masă. Le puneam pe masă conopidă, varză, morcov. Acum le puneam că erau caieturi. Acum erau gata. Pentru că le-am aranjat împreună, le-am curățat împreună, da. Le-am gătit împreună și atunci... Gătit împreună însemnând că le-am tăiat împreună, adică că nu le-am făcut fierte sau... Nu le-am fiert. Mm. Nu. Deci le-am aranjat așa frumos. Și erau fericiți și venea părinții să-și ia. Și, aoleo, să-i dau să mănânce, că săracul ce-o fi mâncat aici, deși aici aveau și masa asigurată. Dar nu le mai trebuia prea mult. Că ei mâncau crud, era greu. Și... Și mă bucur. Dumnezeu te-a adus, că vreau să mă adus cu tine. Și veneau părinții să ia și că ce ar fi mâncat, că au mâncat. Că, ce au mâncat, au mâncat. Și când începeam să le spun că au mâncat vază, că au mâncat conopidă, că au mâncat morcov, că au mâncat ceapă, că au mâncat usturoi, noi le puneam de toate. Cum? Că acasă nu mănâncă? Cum? Ce le faceți aici? Păi nu le face nimic. Doar că mi-au rupt o coastă. Au venit buluc să mă îmbrățișeze, eu nu am fost pregătită, că ei vin buluc peste mine, am căzut cu ei peste mine și mi-a rupt o coastă. A pocnit asta puțin, pe urmă s-a așezat un pie și într-o zi când eram la calculator și am strănutat, a plecat din loc. S-a răzgândit și a venit la locul ei. Da, a fost foarte interesant. A fost un preț. Vara a fost extraordinară, pe cuvânt, credeți-mă. A fost un experiment fantastic pentru noi ca medici. Pentru noi ca medici. Și pentru toți cei care și-au dus copiii ca părinți care trebuie să își facă, cum să spun, o autoeducare sau revedere a educației pe care o au. Trebuie să învețe ce n-au învățat sau să-și aduc aminte ceea ce a uitat. A fost fantastică vara aia. A fost foarte frumos. N-a fost ușor pentru noi. A fost ușor, dar a fost foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Și când îi vedeam că ronță e ca niște iepurași, acum era sacoșa cu morcov, acum nu mai era sacoșa cu morcov. Da, deci nu știu dacă am răspuns la întrebare. Cum plângiți din punct de vedere medical Sfânta Aghiasmă, Sfânta Anapă, Sfânta Împărtășanie? Mulțumesc, domnul Marcel, că mi-ați spus. Cu sfințenie și trebuie făcută de la naștere și tot timpul cât stă sub aripa ta, iar după aia nu o să mai ai nevoie să-l urmărești, pentru că eu cred că va face. Deci copilul trebuie împărtășit. Când spune preotul că trebuie spovedit, oricât de mic ar fi, dacă preotul spune că trebuie, mă uit în biserică, ce frumos e când vin copii de 5-6 ani. Și 5-6 ani. Și se duc așa porniți, vă doi băieței, așa, se duc porniți așa la părinte să spună ce a mai făcut. Știi? E frumos așa, este foarte frumos. Este minunat. Și aghiazma ar trebui să bem tot timpul. Să fim în stare să bem tot timpul. Vedeți ce spune Sfântul Duhul Luca al Crimei. Deci, este sănătate. Este sănătate. Aghiazma este sănătate. Noi creștinii suntem... Noi creștinii ne-a lăsat Dumnezeu niște reguli. Așa? În biserica noastră și din biserică le aducem în casă, că așa trebuie, de, nu știu cum sunt aceia, eu spun de noi, așa, de păstrarea sănătății într-un fel extraordinar. Eu sunt convinsă că fiecare religie le are parte. Sunt absolut convinsă. Și chiar posturile sunt într-un fel extraordinar planificate. Deci ieșim noi din post, intră altă nație în post și tot așa. Și așa eram de bucuroasă și mă gândeam, zicea, uite, o parte a lumii este permanent în postire. O parte a lumii este permanent în postire. Dacă nu sunt ortodoxi, sunt catolici. Dacă nu sunt catolici, sunt mahomedani. Dacă nu sunt mahomedani, sunt iudei. Dacă nu sunt... Tot așa, tot timpul este cineva în postire. Foarte frumos. Este foarte interesant să observ lucrul ăsta. Că noi zicem că suntem diferiți. De fapt,
ne împlinim unii pe alții. Foarte frumos. Deci, trebuie să vă mărturisesc că eu am un înger în viața mea care are 9 luni, care are 9 luni și care l-a trimis Dumnezeu. Și maică s-a crede că m-a ales ea. Nu m-a ales ea. M-a ales copilul să-i fiu nașă, că l-am botezat. Și... și-s nașă, nu? O moașă, ce? Nașă, nașă. Și care, cu care am o relație foarte frumoasă, ne cunoaștem, râdem, așa, care mănâncă ce trebuie, că mama ei mi-a fost studentă și face ce trebuie. Acum o să fie cam dificil cu alăptarea, să vedem noi cum e, cu cât ne mai lungim cu alăptarea, dar cred că trebuie să o rupem cât mai repede. Deci tot ce vă spun, văd lângă mine acum. Și este fantastic. Fantastică, diversificarea este fantastică. Este o școală cu adevărat, pentru copil este o... este o platformă, o cărămidă imensă pentru sănătatea viitoare, pe toată viața. Nu-i gluma asta. Deloc nu-i gluma. Cine a avut o diversificare oricum, are mai toată viața probleme digestive. Mai toată viața probleme digestive. Pentru că organismul este... este ceva, o minune a lui Dumnezeu, că omul e o minune, nu uită nimic, domne. Nu uită nimic. Tu vrei să uite, tu uiți. Uiți drumul până acasă, uiți drumul până la serviciu, până la magazin, le încurci, uiți câți bani ai în poșetă, el nu uită nimic. Nici o reacție nu uită. Să nu o facă când trebuie, cum trebuie și dacă trebuie. Deci, diversificarea este o... pentru mine este o minune, iar mama este o zână a lui Dumnezeu trimisă cu un îngeraj pe care să-l aducă în poziția de sfânt. Asta e rolul mamei. Să fie ea sfântă și să aducă copilul în poziția de sfânt. Dacă greșesc, nu iertați. Altă întrebare. Hai, Adrian, vrei să zici ceva? Nu, nu, tu nu. Da, vreau să zic. Ia, hai. Dacă e bine să binecuvântăm mâncarea. Da, obligatoriu. Și cum o chinezi normal? Deci nu este normal. Normal, normal, normal. Și ținând cont că faci de la... da? Faci cu cea cum trebuie. Și dacă ne rămâne, de exemplu, și n-am mâncat tot? Nimic. N-ai mâncat tot? Îți pui în farfurie data viitoare mai puțin, ca să ții minte. Cred că ești Pământul Sfânt. Nu e așa. Nu cred că Dumnezeu se uită la lucruri atât de... pe care omul și le face, atât de subțire. Cred că Dumnezeu are probleme mai importante, așa mă gândesc eu. Dar acum, dacă tot mereu binecuvintezi și arunci cu castron, îți rămâne așa, fie că păstrezi dacă e de păstrat, fie că nu păstrezi dacă nu e de păstrat. Adică nici nu trebuie să mănânci ca să verși. Că dacă verși, verși tot ce ai binecuvântat. Da. Cred că... eu așa văd lucrurile. Da? Poate că trebuie întreba și un preot. Dar acum, de foarte multe ori, în mănăstiri sau se cresc animale. Deci mâncarea e binecuvântată și se cresc animale. Și mâncarea e dată pe urmă la animale. Adică nu se adună pe nimic. Eu cred că Dumnezeu are, are o privire foarte largă. Mă gândesc că mă prinde și pe mine în ea, să nu, să nu mă lase într-un colț de umbră pe mine, așa. Nu-și facă timp pentru o parte de mine. Da, altceva. Da. Ce părerea este cupru, da? Să folosim vase din cupru, să consumăm apă din cupru, din vase de cupru, să purtăm
Da, după cum vedeți și eu am. Și eu am, da. Da. Port brățară, dar nu folosesc vase pentru că nu am. Da. Și am încercat să fac rost de niște vase de cucu, dar nu știu de unde. Este un site. Este un site. Da. Îl ofer eu. Mulțumesc. Da, este... Să știți că în tinerețea mea, dulceața, gemurile, înghețata în laborator de cofetărie, mâncarea în bucătărie se făcea în vase de cupru. Da. Când, după 90, când a dispărut socialismul, zice-se, iar socialiștii au putut să ia tot de prin unități, au dispărut vasele de cupru, luate de cine? De șefii care au știut ce e pe acolo. Da. Deci eu am, cum să spun, un exemplu foarte clar. Era laboratorul de cofetărie de la Eforie în Sud. Era un laborator extraordinar de bun. Și au dispărut toate... Au dispărut toate vasele de cupru. După vreo lună de zile am vrut să văd ce au făcut cu ele. După ce s-a închis. Zic, domnule, ce au făcut? Le scoateți la vânzare, să cumpăr și eu ceva la unul mare, că n-aveam ce să fac cu el. Că atunci arată. Nu mai era nimic. În prima săptămână s-au epuizat. Da. Deci asta este. Și referitor la argint, eu am folosit monede din aceea mare. Da. Să faceți asta. Așa. Am simțit-o, probabil nu are toate elementele în apă, nu mai sunt sărurile necesare, dar este, o simți că este altceva. Da. Da, nu mai are și elementele minerale, dar mai ales vibrația ei se schimbă, da. Energia ei se schimbă foarte mult. Cu ea, sigur, se schimbă și ce e în ea. Da. Păi aici găsiți apă de argint, nu? Aveți apă de argint, nici nu știți. Nu știu. Că știți. Da, aveți. Vă mulțumesc. Doamne ajută. Zic. Ați spus să fim de apă, că este important. Mai tare. Ați spus că este important să bem apă, că trebuie să este foarte să bem apă, mai bine. Da. Și vreau să am văzut ce părere aveți despre apă Angel. Draga mea, e cineva care vinde apă Kangen? Ca să știu dacă mai spun. N-am o experiență bună cu ea. Și atunci nu pot să am o părere bună cu ea. Și mă opresc. Da, am folosit-o și nu am avut, n-am rezonat cu ea. Dar este, poate să fie numai în ceea ce mă privește. Pentru că eu știu mai așa multe chițibușuri, dacă așa multe lucruri, e posibil că reacționez puțin și altfel, adică îmi confecționez în minte o idee, e posibil. Deci n-am încercat a doua oară, pentru că răul a fost atât de mare, încât nu am încercat a doua oară. A fost, da, asta e. O stare de rău general pe care am avut-o brusc după ce am băut apa și n-a fost altceva. Da. Zi? Tot legat de apă, cum priviți postul cu apă și cât recomandați? Cum? Postul cu apă? Postul cu apă? Deci e foarte grozav. Da. E bine să faceți. Păi, biserica ne lasă ziua de miercuri și vineri. Și alte sărbători, când zice postiți, da? Tu poți să mergi la postire chiar să postești cu apă. Dacă, atenție, nu ai o muncă grea, nu ești stresat foarte tare, nu mergi foarte mult pe jos, nu lucrezi în căldură, exagerat în căldură, nu, ce știu, acasă ai un mediu bun, că este foarte important ca să ții postul, orice post pe care vreți să-l țineți, să-l țineți doar în armonie. Dacă nu aveți armonie în jur, ăla nu mai e post, e regim alimentar. Și nu e rău nici asta, dar e regim, nu e post. Postul se însoțește de stare de empatie, de stare de bine, de stare de bucurie,
să simți ce înseamnă postirea. Deci, este așa. Nu vă arunca, să zic așa, la postire fără binecuvântare. Vă spun cu... Adică trebuie să aveți... Eu nu vorbesc de medic aici, să aveți duhovnicul, că el vă cunoaște mai bine decât medicul. Eu așa cred. Că duhovnicul ne cunoaște mai bine decât medicul. Și e bine să țineți legătura strânsă cu el, spunându-i cum sunteți, adică cum vă simțiți. Pentru că și aici am o experiență în ceea ce mă privește. Părintele mi-a zis să nu faci asta și eu am zis eu știu ce fac. Și m-am apucat să țin post cu apă. Și am ținut post cu apă săptămână, 10 zile. Și părintele se uita la mine și zicea, opriți-vă. Și eu ziceam, părinte, plutesc. Deci asta e un sentiment extraordinar. Părinte, plutesc. Este o senzație pe care nu am trăit-o niciodată. Nu mă pot opri. Și am căzut și trebuia să fac aia. Și dacă o făceam, trebuia să mă opresc la un anumit moment și să fac un exercițiu întâi, să obișnuiesc corpul. Eu am vrut să țin postul Paștelui, post cu apă. Așa. Uite, așa vreau eu. Și uite, așa mi s-a întâmplat. Și am tras bine după asta. Foarte bine am tras. A fost greu, n-a fost ușor. Pentru că nu pici din punct de vedere chimic numai, sau din punct, pici din punct de vedere energetic. Și această pierdere este greu de recuperat. Foarte greu de recuperat. Deci puteți să țineți post, învățați-vă să țineți post. Aveți miercurea, vinerea, aveți alte zile. Am avut o pacientă care chiar a avut cancer din Mangalia. Ea, când a venit la mine, era vindecată. N-am avut nicio contribuție la starea ei de sănătate, ci ea a avut o contribuție la mulțirea cunoștințelor mele. Am stat mult de vorbă cu ea și m-am bucurat foarte mult că am cunoscut-o. Și mi-a spus că s-a vindecat, că nimeni nu crede, era și foarte așa, era verticală, profesor, așa, știți, așa. Am făcut, am drept, am făcut, a mers, așa trebuie, bine. Și ea mi-a povestit că a renunțat la carne, familia zică e nebună, a renunțat la ouă, a renunțat la lactate, la lactate a trebuit renunțat în primul rând, că dezvoltă reacții nu tocmai fericite în corp. Deci ajunsă să nu mai mănânce decât apă. Și după asta a început să adune zilele. Deci așa a ajuns și la postire totală. Deci postea miercuri și postea vineri. Și după un timp a postit jumătate de zi joia. Și după încă un timp, foarte deșteaptă, a ținut toată ziua de joi. Deci unise 3 zile. Și pe urmă, a făcut cu sâmbăta, jumătate de zi din sâmbătă. Și jumătate de zi din luni, mai după o perioadă. Și pe urmă le-a unit. Rămăsese duminica. A vorbit cu preotul. Ce să fac? Duminica mănânc sau nu mănânc? Mă rog, s-au aranjat că trebuie să... Poate să nu mănânce. Și ajunge, a ținut post. Post absolut, muncind absolut la catedră, fără niciun fel de eliminare din mediul de muncă. Era la catedră. Deci, se poate, dar porniți așa, nu dintr-o dată, că dintr-o dată nu e bine. Altceva. Doamna doctor? Da. Dumnezeu a lăsat ca limba noastră să fie asemănătoare apei. Așa este. Da? Și omul ce-a făcut? Și omul face ce poate și el.
Nu mai arată ca apă. Nu mai arată ca apă, pentru că depinde cu ce o comparăm. Acum, dacă o comparăm cu apa, nu e chiar apă. Dacă ne gândim la ce perioade, la începuturi și la acum, omul nu mai este același, mintea nu mai e aceeași, tehnica nu mai e aceeași. Toate astea ar fi trebuit să ne facă mai credincioși, că ne arată mai evident prezența lui. Oamenii înainte trebuiau să se roage și nu-l vedeau, nu aveau o evidență. Noi avem o evidență a prezenței lui Dumnezeu. Din păcate, nu ne raportăm la ea. Nu ne raportăm nici la El. Vedeți că tot vorbim, dar nu ne raportăm la Dumnezeu. Vorbim atât de mult de mâncare, vorbim atât de mult, chiar vorbeam cu doctorița Rudencu și vorbim atât de mult de mâncare, când dacă am vorbit de Dumnezeu, cred că ne-am sfințit, dacă am vorbit de Dumnezeu atât de mult. Dar vorbim prin asta, ajungem mai departe. Că păstrarea stării de sănătate înseamnă o bună relație cu Dumnezeu până la urmă. Nu prea poți să ți-o ții. Numai că noi nu avem o credință atât de puternică, atât de fermă. Că dacă am avea o credință atât de fermă, nu ne-ar fi frică de nimic și relația cu Dumnezeu ar fi Dumnezeu și eu. Nu ne frică nici că trece mașina, nu ne frică nici că mor, nu ne frică nici că... Nu ne frică de nimic. Doar de Dumnezeu. Da. Mai? E ceva? Aduci ca nimic? N-ai nicio întrebare la fel? Da. Mă trebuie mai... Sfârșit, ca să mai vorbim puțin și despre anului ceva. Da? Da? Bine. Deci... Mai aveți răbdare? Da. Da? Mai avem un subiect. Cred că o parte dintre dumneavoastră aveți adolescenți prin casă. Aveți? V-am pregătit și un subiect despre care am adolescență. Să vedem cum vă împăcați cu ceea ce vă spun eu. Da, vă mulțumesc! Dumnezeu să vă ajute și pentru că ne-am întâlnit, vom vedea. O să încerc să fiu mai scurtă, așa, ca să nu mai ținem foarte mult. Despre alimentația adolescenților m-am gândit să vă spun câteva lucruri. Ca să fim sănătoși, alimentația este cumva pe locul 3. În primul rând ne trebuia, de fapt pe 4, că în primul rând ne trebuie gândirea pozitivă. Da, apoi aerul, apa și alimentul. Avem o piramidă alimentară după care ne ghidăm în alegerea alimentelor și în alegerea cantităților de alimente. Și vedeți că, în primul rând, trebuie să avem o activitate fizică și să fim hidratați. Doamna doctor v-a spus că este nevoie de 35 de mililitri, 40 chiar pentru fiecare kilogram de greutate la copii. Pentru cei care au activitate fizică mai intensă, chiar și mai multă apă este recomandată. Da? Apoi, în funcție de etajele piramidei, cantitățile se micșorează și vedeți că ajungem sus la dulciuri și dulciuri concentrate și grăsimi din acelea saturate, grăsimi grele, în cantități foarte, foarte mici. Ce trebuie să urmărim ca principii? Să avem 3 mese regulate pe zi, în care să avem timp de minim 20 de minute în care să mâncăm în liniște, ați văzut, fără să ne certăm, fără să facem planuri pentru ziua respectivă sau a doua zi, să mestecăm în liniște, să mestece și copiii și noi în liniște și timp îndelungat, adică timp suficient, da? Pentru cei care sunt slăbuți sau cei care sunt în creștere sau cei care au activitate fizică mare, putem să adăugăm și 2 gustări
între mese. Dar nu neapărat, în funcție de ce ne cere greutatea și solicitările corpului copilului. Trebuie să avem în vedere zilnic să le oferim fructe pe stomacul gol, fructe crude, da? Nu le dăm la desert fructe, ci trebuie să fie pe stomacul gol ca să fie digerate, vom vedea mai departe. Zilnic să avem o salată de crudități pe care să le dăm sau legume crude la fiecare masă, apă între mese, se poate și la copiii mici, se poate și apă la masă, de evitat margarine, zahăr, glucide concentrate, dulciurile acestea cu zahăr, sare cel mult o linguriță pe zi, dacă nu sunt sportivi care au multe pierderi prin transpirație. Și de guma de mestecat, v-a spus și doamna doctor, e bine să avem un interval de 5-10 minute, maxim 15 minute de mestecat pentru efectul de curățare a dinților după masă sau pentru acel efect de desfundare a urechilor. Da, nu e obligator. Când suntem în avion sau avem presiune la altitudine. Fructele, vă spuneam. Ele se absorb foarte ușor din stomac, dacă sunt mestecate bine, dacă e stomacul gol, liber, da? Dacă avem înainte ceva alimente, deci dacă le dăm fructe după masă, se poate întâmpla să fermenteze, ele rămân fructele mai mult în stomac, fermentează și apare disconfort, râgâieli, balonări, crampe și alte probleme digestive. Absorpția glucidelor este ușoară, a glucidelor din fructe este ușoară și aduce mare beneficiu pentru energie. Energia copilului necesară pentru activități fizice, necesară pentru a învăța. E foarte bine să le dăm fructe dimineața, înainte de a se duce la școală, pentru ca să fie atent, să aibă capacitatea de a integra ceea ce învață. Plus apa, foarte importantă. Da? Deci vor fi mai receptivi și mai atenți la clasă. Prânzul. La prânz se recomandă să avem proteine, să le oferim proteine. Nu amestecate, adică nu și carne și pește și ou și brânzeturi la aceeași masă. Și fasole. Și fasole, da. Proteinele animale le combinăm cu legume, cu vegetale, cu legume... legume crude, da? Și preparate termic. Este suficient să le oferim un singur fel de mâncare la masă ca să poată să mestece bine și să digere rapid. O ciorbă sau supă cu carne sau proteine separate, proteine animale sau proteine vegetale cu legume preparate termic plus salată de crudități. Sau legume crude, chiar dacă nu e o salată, poate să mănânce un morcov sau un castravete, sau un ardei, sau roșie, sau ce aveți la dispoziție. Proteinele vegetale, din proteinele vegetale putem să alegem leguminoasele, da, soia, fasole, linte, mazăre, năut, chinoa, fișcă, amarant, leguminoasele pe care le putem folosi și ciuperci. Carne vegetală. Carne vegetală, da. Aici avem combinația, acestea sunt fotografii din cărțile domnului profesor Mencenikovski, unde a făcut dumnealui aceste combinații corecte, interzise, neutre. Da? Deci v-am spus că e corect să nu amestecăm proteinele cu carbohidrați, cu făinoase, pâine, plăcinte cu carne, orez, paste, tot din motivul că pot să fermenteze foarte repede acești carbohidrați, glucidele, fermentează în stomac și împreună cu carnea nu se mai poate digera nici carnea, nici carbohidrații, acolo un amestec care duce la balonări, poate să ducă la constipație, la diaree, la multe probleme. Dezechilibrează flora intestinală, da. Și asta este pe termen lung foarte prost. La fel proteine. Acestea... Poftim? Da, așa. Aici e vorba de proteinele grase. Vedem că putem să combinăm un pic brânzică cu mămăligă, care este o combinație neutră, da?
carnea grasă cu legume, în principal, legume și crude și preparate termic. Și avem, uitați-vă, o listă întreagă de legume pe care le putem folosi. Și e bine să diversificăm, să avem variații. Să nu mâncăm 3 zile același tip de mâncare. Puteți să luați copiii dumneavoastră la cumpărături și să alegeți împreună ce vreți să gătiți. Hai să încercăm și leguma asta, să vedem cum are gustul. Că poate... noi am avut un copil care nu mâncase, avea 10 ani, nu mâncase varză. Da. Nu gustase varză niciodată atunci când am făcut școala de vară. Mi s-a părut extrem de ciudat că totuși în 10 ani de zile să nu reușești să-l convingi să guste varză, poate că nu e doar vina copilului, ci e și vina părintelui, că nu e destul de insistent. Bine, nu insist. Dar nu cred că mâncau nici părinții. E posibil, da. Deci copiii foarte repede, ei învață în primii 3 ani de viață comportamentele. Și le poate învăța pe comportamentele sănătoase, dar și pe cele nesănătoase. Mai ales. Și atunci e bine să știm noi în primul rând ce trebuie să mâncăm și apoi să-i oferim și copilului variante sănătoase. Aici e vorba de proteinele vegetale pe care le putem combina corect la fel cu legume și cu carbohidrați, câțiva, nu cu lactate și neutru cu mămăligă și alți carbohidrați. Vă spuneam de gustări, le putem oferi copiilor care au necesități nutritive mai mari, gustări la ora 10, la ora 16. Dacă ei merg la școală dimineața, în funcție și de ce mănâncă acasă la micul dejun. Poate sunt copii care vor să mănânce, sunt copii care nu vor să mănânce micul dejun la 7, înainte de școală. Putem să fim totuși și ușor permisivi, dar și să încercăm să hotărâm împreună cu ei. Și să vedem. E posibil ca să îi lăsăm să nu mănânce micul dejun sub formă de mâncare gătită, dar să le oferim fructe. Și apoi, la școală, le putem da o gustare în care să aibă un sandwich, o prăjiturică de casă, un iaurțel sau semințe, semințe din acestea... De casă, eu nu sunt de acord. Da. Da, dar nu, dacă nu mănâncă nimic... Nu mi-aș da. Da. Poftim? Iaurtul este lactat, dar are niște proprietăți foarte bune. Putem să le dăm, deci sunt unii copii care nu au, adică nu că nu au voie, dar e bine să nu mănânce unele lactate, mai sunt copii cu probleme digestive sau cu probleme de autoimunitate sau alte probleme. Da. Dar, per general, la un copil care, să zicem, că este cât de cât normal din punct de vedere al sănătății, putem să alternăm. Eu vă spun că foarte bine merg la școală, la gustări, semințele hidratate și cu bastonașe de morcov, de castravete, într-o cutiuță. Și e o gustare bună, sănătoasă, are grăsimi bune, are și legume cu crudități, cu minerale, cu vitamine și care poate să-i ajute. Că, de exemplu, dacă ei mănâncă un sandwich cu șuncă și cașcaval, că asta se dă de obicei la micul dejun, vor fi lenți. Digestia va fi grea, vor ajunge la școală și vor fi somnoroși. Nu sunt atenți, nu pot să facă față, nu-și dau seama că asta li se întâmplă, dar nu au receptivitatea pentru a învăța și au rezultate proaste. Da. De asta e mai bine să încercăm cu ceva mai ușor în partea dimineței, cu grăsimi din acestea bune și cu legume și fructe dimineața, și când vin acasă de la școală să le dăm proteine cu legume și cu salată. Da? Iar cina e
e important să nu mănânce prea târziu. Pentru că acum ora de culcare este și ea importantă pentru dezvoltarea copiilor. Somnul este extrem de extrem de important. În timpul somnului se refac țesuturile, în timpul somnului cresc copiii, în timpul somnului se magazinează ce au învățat peste zi, informații de la școală, informații de, din familie, din societate. Și de asta e bine să aibă, în funcție de vârstă, somn începând de la 8-10 ore pe noapte, un somn care să vină undeva de la 9:30-10 până la a doua zi dimineață, nu de la 12, nu de la 11. Între, dacă depășesc 9:30, nu mai dorm până la 11. Este o oră în care, o perioadă în care ei devin foarte agitați. La 9 te rog, dai maxim. Da, încep să se agite prin casă, atunci le vine să facă, să se joace, să-și desfacă bagajele, da. Să umble. Deci, să... tiroidea atunci este la maxim de acțiune. Da. Tiroidea bună. Dacă ei, nu sunt pregătiți ca pe la 9:30 să deja să doarmă, nu mai dorm până la 11. Deci aveți grijă pe partea asta cu somn. Și de aceea trebuie să mănânce un pic mai devreme, cu 2 ore măcar înainte de somn. Da? Și seara le putem da o masă fără carne și fără ou, da? Și să încercăm glucide. Ori paste, orez cu legume, supe creme de legume, salată orientală, mămăliguță cu brânză, legume leguminoase. Ca să le ajungă și carbohidrații să-i țină, să le țină bine glicemia până a doua zi, să poată dormi bine și cu glucoza pe care o iau din aceste alimente să își refacă celulele peste noapte. Poate pot să mănânce și pește ușor așa cu legume. Necesarul de calorii la băieți, de exemplu, care după 13 ani este de 2000 până la 2500-2250. Dacă are activitate fizică medie, adică ce fac băieții la vârsta asta, mai merg cu bicicleta, se mai joacă un fotbal, așa, nu o activitate fizică foarte intensă, de antrenamente zilnice sau la 2 zile la un sport. Dacă stă în fața televizorului, calculatorului sau doar citește sau stă și nu face activitate fizică, necesarul caloric este mai mic, da? Până de 2000. Practicând sport, vor avea nevoie de calorii mai multe și atunci le dăm și gustările acelea mai consistente. Consumul... Sigur știți că ei vor să mănânce. Pe lângă ce le oferim, vor uscături. Cronțănele, chipsuri, mixuri, tot felul de trăznăi, dulciuri, bombonele, acadele, caramele, toate astea care se găsesc pe piață și neuromarketingul ni le pune pe tavă. Și la reclame, ați văzut la reclame, copiii se uită. Li se pare foarte... interesant. De ce? Pentru că acolo imaginile sunt foarte rapid schimbate și asta le stimulează atenția și atunci ei se uită acolo și văd multe. După aceea este o mare problemă pentru că se așteaptă ca în viața reală lucrurile să se întâmple la fel de rapid. Și sunt nervoși, sunt agitați, vor repede să le dai, să le faci, să le arăți, să se întâmple lucrurile repede. La școală nu mai au răbdare. Acasă nu mai au răbdare. Da? Deci atenție și la televizor, să nu-i lăsați. Și telefoanele și toate astea. Deci aceste alimente nesănătoase trebuie limitate și nu acordate ca recompensă, și asta e o problemă. Ca ați văzut, a spus doamna doctor, încercați să nu le dați recompense, că dacă faceți asta, dacă faci ceva, îți dau desert sau dacă faci...
puteți să stabiliți o zi pe săptămână în care, bine, depinde și de vârsta copilului, că la adolescență mai merge, dar măcar la ăștia mici până ajunge la adolescență, stabiliți o zi pe săptămână în care are voie să mănânce ce vrea. Mă rog, ce dar aveți în casă până la urmă? Cum să mănânce? Nu, ce... O zi pe lună. E, este important să nu aveți, să nu cumpărați în casă, în primul rând. Da, asta e da? Ceva. Da. Și din ce aveți în casă, să-și aleagă ceva. Da. Așa. De ce? Să pentru că este... Miere în casă, miere. Da. Mierea miere, păstură, polen. Da. Polen. Sunt dulciuri care polen, sunt... Polen, de polen, este excepțional. Da. Dacă învățați de mici, o să le placă. Polen cu miere, cu lămâie, cu zeamă de lămâie și pot să mănânce. Aceste glucide mult, în plus duc la obezitate, pentru că ele nu sunt consumate prin activitate fizică, ficatul le transformă în grăsimi și se depun în diverse locuri, prin trigliceride și prin grăsimile pe care le avem în jurul organelor. Și se poate ajunge la această imagine. Ce balerini! Sperăm să... Da. Da. Vorbim despre adolescenți, mai ales în perioada asta în care avem BAC, am și eu un adolescent care se pregătește pentru BAC și simte nevoia să mănânce dulciuri, multe, multe dulciuri, multe, multe și grăsimi și sucuri și tot ce nu trebuie, da? Pentru că îi se pare că îl ajută la concentrare și stresul. Și este și un mod de a se valoriza, pentru că numai învățatul îi depresurizează. Emoția de examen, așa, fac ce vreau. Ce pot eu să fac ce vreau? Mănânc ce vreau. Nu prea au cum să controleze da. Celelalte, nici emoțiile nu se le pot controla foarte bine, că nu știu cum. Și noi, adulții, ni le controlăm destul de dificil. Și e foarte greu să învățăm și pe ei. Trebuie să fim atenți la noi, să vedem noi cum reușim să facem și să-i putem învăța și pe ei. Deci au programă foarte încărcat, învață mult, atunci au nevoie, pot să mănânce aiurea, adică să nu mănânce la orele regulate. Dacă nu ești acasă să-i pregătești mâncarea, nu o să mai mănânce, nu își încălzește să mănânce ceva gătit. Mănâncă tot așa, niște bombonele, niște dulciuri ce găsesc prin casă, da? Și pot să ajungă să facă gastrite sau ulcere dacă mai dau și niște sucuri acidulate și mănâncă aiurea niște... Își fac comandă acum, că e la modă. Își fac comandă la diverse și mănâncă burgeri, pizza, chinezării și toate cele, da. Salamurile, vă spuneam despre sandvișurile cu salamuri, așa. Conțin, deci dacă e să alegeți ceva din familia aceasta, alegeți salamuri cruduscate, care să aibă mai puține, mai puține adaosuri. Da? Pentru că, vedeți, sunt multe ingrediente, 20 de ingrediente într-o listă, unul singur este carne, restul sunt adaosuri. Da? Și sunt fosfați, nitriți, nitrați, arome sintetice, coloranți. Cum sunt? Sunt conservanți. Da, sunt acești conservanți, fosfații sunt foarte... Cârnați proaspeți. Proaspeți, da. Cumpărați cârnați proaspeți și pregătiți pe aia. Important e să vă uitați la etichete. Asta e important. Și învățați și copiii. Pentru copii e foarte important fosfatul. Fosfatul din salamuri, fosfatul din fosfații, de fapt, din acidulate, din sucurile acidulate. Pentru că împiedică fixarea calciului în oase și atunci afectează creșterea copiilor, afectează dinții, pot să, în timp, la adulți, se ajunge la osteoporoză și probleme la scăderea în înălțime la bărbați. La fel, glutamatul monosodic, care se găsește în multe preparate, plus în cartofii prăjiți de la Mac și de la alte lanțuri din astea care fac tot felul de fast food-uri,
glutamatul acesta stimulează pofta de mâncare și te face să mănânci în continuu. Și mirosul acela, nu știu dacă ați, când treceți pe lângă un fast food din acesta, parcă miroase frumos. Acel miros e dat de acest monoglutamat de sodiu, care produce și dependență și are efectele de a ajunge și până la obezitate plus alte probleme. La fel în salamuri există roșul carmin acesta care se în care se folosește aluminiu pentru extracție și aluminiul știm că este implicat în boala Alzheimer la adulți. Afumarea se face de multe ori cu fum lichid, nu este afumarea aceea cu lemn de fag sau în care se face la nivelul gospodăriilor. Aceste substanțe lichide conțin hidrocarburi cancerigene. Saramura în care se procesează carnea pentru salamuri și acestea poate să ducă la hipertensiune, la diabet, pentru că e sare mult acolo. La fel și sucurile. Sunt sucurile naturale pe care le știm. Dar sucurile naturale sunt supuse la tratamente industriale, cele care sunt făcute industrial. Se îndepărtează fibrele naturale, se pasteurizează și pierd vitaminele, enzimele și nu mai sunt ceea ce trebuie să fie. Sunt calorii goale care îngrașă în final. Cele sucurile sintetice care sunt făcute cu apă și cu coloranți și substanțe chimice sunt și mai rău. Au aciduri, acid fosforic, acid citric, acid ascorbic, coloranți, zaharuri, îndulcitori, dacă n-au zahăr, au îndulcitori chimici. Toate acestea pot să ducă la diabet, la cancere, la boli cardiovasculare, la dislipidemie, obezitate. Dislipidemie înseamnă colesterol, trigliceride mărite în dezechilibru. Da? Deci grăsimile din sânge care sunt prea... Aici era un top la un moment dat cu sucuri care conțin multe euri, dar e bine să nu le consumăm. Sucuri naturale făcute în casă sau procesate cât mai puțin și făcute la un nivel de sturs mâna. Da. Sau mâncate. Pur și simplu, fructele trebuie mâncate. Sigur că da. Mâncate ca atare, cu pulpă, cu cotorul mărului, cu semințele mărului. Deci mărul se poate mânca cu totul, rămâne doar codița. Pentru că și semințele și cotorul conțin substanțe care pot să ajute la digestie și și la sănătate. Aici sunt mai multe informații despre Coca-Cola, ca să vedem că ea, prin acizii ei, poate să fie foarte utilă la curățenie, la degresare, la curățatul rugina, dar nu la băut. Da? Cineva, domnul, a uitat, a cumpărat un bax și l-a uitat în garaj. Și când a venit cu mașina, l-a spart. Într-o săptămână a ciuruit betona, durit. Închipuiți-vă ce se întâmplă în intestine și în tubul nostru digestiv. Nu le încearcă prin orice metode oamenii ăștia să creeze câte un produs care este extrem de bun la gust și care te atrage. Îți garantează, fără să-ți spună chestia asta, că nu se întâmplă nimic, așa, cu speranța, în speranța că te vor termina. Dar noi suntem... Ne adaptăm. Nu facem nicio chestie. Adică... Dar și dovedică n-au reușit. N-au reușit. Mijloace de depărtare a fetelor. Da. Deci... Da, e important atunci când găsim un gust bun, ne place ceva, să ne gândim dacă acel gust și acea mâncare pe care o mâncăm ne aduce nutrienți potriviți pentru ce avem nevoie. Da. Sau nu. Că atunci putem să mâncăm o bomboană, o acadea care e dulce și aromată cu diverse substanțe chimice și din care să nu obținem absolut nimic nutritiv.
Da, sau putem să mâncăm miere cu semințe, cu polen, din care chiar găsim enzime, găsim minerale, găsim vitamine care ne pot ajuta pentru sănătate. Ne stimulează imunitatea, ne ajută. Aici niște cartofi prăjiți lăsați. Și unii sunt mucegăiți, alții sunt așa de ani de zile. Nu, cei sunt mucegăiți ăștia mai albi, dar nu știu dacă într-adevăr e așa sau au făcut ei ca să îi discrediteze pe cei de la McDonald's. De guma de mestecat, vă spusese doamna doctor, dacă mestecăm în plus, că și gumele au, gumele de mestecat au multe substanțe chimice. Da? Dacă mestecăm mai mult de 15 minute, putem să mergem către gastrite și ulcere. Pentru că se activează, stomacul crede că îi dăm de mâncare și atunci el își crește sucul gastric care este acid și în loc să mergi să digere mâncarea, va digera mucoasa gastrică. Cosmina e prima dată că se desparte de copil și a lăsat bărbatul cu copilul și era fericită de care o reușită, nu știu, a fugit de acasă. Se împlină de veritatea. Da, da. Bun. Adolescenții mai au probleme cu acnea în perioada aceasta și ce am putea să le oferim pentru partea asta de suport pentru acnee. Putem să folosim fructe și alimente cu indice glicemic scăzut. Da? Fructe, roșii, legume, fără să le dăm cereale din acelea rafinate sau îndulcite, sau făină albă, sau orez alb, cartofi, zahăr. Mai puține lactate, dacă se poate fără lactate ar fi foarte bine, ori lapte vegetal făcut în casă din diverse semințe, cereale integrale. Pentru calciu putem să le dăm susan, migdale, din susan este semințe, da. Din susan este pasta de susan, tahini, care se folosește și în humus și putem și humus. Pătrunjelul, gălbenuș de ou, linte, mă rog, mai multe din acestea. Importante sunt și grăsimile omega 3, pe care le găsim în ulei de rapiță, ulei de cânepă, semințe de in, în peștele marin gras, sardine, macrou, tonul nu. Că tonul magazinează multe metale grele, el fiind un pește care crește foarte mare, nu se recomandă. Și se evită grăsimile acelea trans, grăsimile care se găsesc, care sunt grăsimi grele. Se găsesc în patiserii, în principal, în biscuiți, mâncăruri semi-preparate. Da. Și alimentele pe care le cumpărăm din magazin împachetate au multe ingrediente și multe adaosuri și e bine de evitat. Deci, mâncare făcută în casă cu mai multe crudități. Să respectăm echilibrul acidobazic, adică încercăm să le oferim mâncare mai bazică. Da? Un sfert de porție, să zicem, de alimente acide, trei sferturi alimente bazice. Alimentele bazice sunt legumele, fructele, care conțin și multă apă. Alimentele acide sunt cele uscate, cereale, carne, brânză, zahăr. Activitatea este extrem de importantă. Minim 10.000 de pași, o oră și jumătate de mers pentru de mers sau de făcut sport. Să meargă la școală, sunt toate pe jos. Da. Dacă se poate, da. În alimentație avem această regulă, 4 sferturi, un sfert fructă, un sfert legume crudă, un sfert legume grătite și un sfert proteine pe zi. Da? Somnul, v-am povestit, mers la culcare cât mai devreme și stresul de evitat cât teoretic. Se poate. Teoretic. Iar sunt și sportivii juniori care au oasele în creștere. Densitatea osoasă trebuie să fie bună ca să se evite accidentele, pentru că ei cad, se lovesc
timpul sportului și pot să aibă multe fracturi. De aceea trebuie să evităm alimentele acide, să evităm sucurile acidulate, fosfații aceștia de care v-am povestit. Mineralele calciu, siliciu, bor le găsim în... brânzeturile topite la fel au mulți fosfați, deci trebuie eliminate. Da. Susanul este o foarte bună sursă de calciu, un aport de calciu foarte bun și putem face băutură din susan și alte semințe. Importantă hidratarea, v-am spus, 40 de mililitri pe kilogram corp, dar în timpul antrenamentelor putem și mai mult. Acestea sunt băuturi pe care le putem da înainte de antrenamente și după antrenamente, pentru refacere. Înainte de antrenament pentru susținere cu minerale, vedeți, cu suc de fructe, de fructe proaspete, care au glucide, hidratează bine. Glucidele sunt utile pentru efortul fizic, da, cu minerale. Și apoi, după antrenament, se dau lichide care conțin și ceva proteine pentru refacere, glucide și proteine. Da, și le putem da polen cu polenoare și proteine bune, da, cu lămâi, cu citrice, miere sau un shake de fructe cu pudră de cânepă. Mai sunt nebune. Pentru că, vă spun asta pentru că ei, sportivii, au nevoie de proteine în plus. Da? Și se pot asimila, de exemplu, pudra proteică din semințe de cânepă are 50% proteine. Are chiar și toți aminoacizi esențiali. Nu se absorb ei la fel ca cele proteinele din carne, dar sunt utile. Alte proteine pe care le putem da sunt urda. Urda are și ea cantitate mare de proteine. Da? Iaurt, lapte, cine poate, cu brânzică. Ovăzul, la fel, este foarte bun. Se poate face înainte de antrenamente o gustare din ovăz, nuci, puțină miere, eventual cu apă sau ceai sau lapte de migdale înmuiate. Carnea, peștele, ouăle, la fel cu proteine, leguminoasele și celelalte proteine vegetale. Grăsimile trebuie să fie grăsimile nesaturate, cele bune. Vedeți, în pește gras, macrou, somon, sardine, avocado, arahide, semințe, nuci, uleiurile presate la rece, iar cele grăsimile saturate sunt și ele bune, dar în cantitate mică, până la 30 de grame pe zi. Și dacă facem această combinație, două fel de pâine cu unt, cu brânză și un baton de ciocolată, deja am ajuns la 35 de grame. Da? Deci trebuie să fim puțin atenți la cantitățile astea. Și să mergem foarte mult cu micronutrienți. Verdețuri, mirodenii, turmericul este antiinflamator, turmericul cu piperul se combină ca să se activeze și să se asimileze mai bine. Cu celelalte condimente pe carne, pe legume, se pot folosi cimbru, rozmarin, salvia, ghimbir, usturoi, ceapă, acum verzăturile, ceapă verde, usturoi verde, tot ce puteți folosi, ca vitamine din grupul B, pentru că au nevoie, putem folosi fulgi de drojdie inactivă, puși în sosuri, în mâncare, au gust așa de parmezan, se pot pune peste paste, peste orez și sau în sosuri, fructele crude, legumele crude la fiecare masă. Asta din punct de vedere a mineralelor și vitaminelor și enzimele. Că enzimele sunt foarte importante, enzimele nu le găsim decât în crudități și în miere de albine, cam pe acolo. Și atunci, fără enzime, noi nu putem să funcționăm cum trebuie. Avem nevoie de enzime aproape la fiecare reacție chimică din corp. Și trebuie să aducem enzime din afară. Și cam atât am avut să vă spun. Mulțumesc! Deci, va fi o vorbă, imediat, fără iubire, fără pace, orice facem noi cu mâncarea, nu e destul. Deci, lumea din jurul nostru este extrem de agitată și noi. Dacă nu reușim să ajungem la starea și copiii nu reușim să-i menținem la starea de echilibru,
îl găsiți fiecare la repaziu. Orice mâncăm e pe degeaba. Orice mâncăm. Deci mâncarea în sinea ei nu ne ajută să fim sănătoși. Țineți minte ce vă spun. Ne ajută doar dacă sufletul nostru este liniștit. Este un ajuvant important dacă suflet. Și o să spuneți bine, sufletul nu este liniștit și mănâncă bazic ca să-mi liniștesc sufletul. E, teoretic. Teoretic. Practic, trebuie să înveți să-ți menții liniștea sufletului. Vorbim atât de mult de mâncare și eu am vorbit mult de mâncare și de pofte. Trebuie să vorbim de Dumnezeu. Deci dacă nu avem relația bună, copiii și noi nu învățăm relația asta bună cu Dumnezeu, nu avem nicio soluție, că nu putem să stăm nici să cântărim, nu putem să stăm să facem toate lucrurile astea. În fața aveți o gospodină excepțională. Adică e ceva, pe mine mă nebunește. Eu nu sunt în stare nici măcar să mă gândesc, nu să fac ce face. Ea face niște lucruri așa, și are niște copii foarte frumoși. Foarte frumoși, iar fata ei gătește de când s-a născut. S-a născut gătind, s-a născut la cratiță. Ea a fost ceva de nu se... ce să spun, avea câți ani? 3 ani? Câți avea când își prăjea ouă singură? Când, așa. Nu? Cât avea? Era mică. Era mică, mică. Nici nu ajungea bine la aragaz. Și ea își făcea mâncare. Este fantastică și acum. Ce să zic? Niște oameni extraordinari și o mămică extraordinară. Așa? Dar revin. Revin cu propria mea și nu cred că ești nu de acord. Deci fără credință și fără apropiere de Dumnezeu, nu se întâmplă nimic bun. 1. 2. Poți să mănânci și pietre când crezi în Dumnezeu. Credeți-mă că nu mai ai nevoie de 7 tipuri de mâncare. Și vă spun din experiența oamenilor pe care i-am cunoscut. Și cred că ați auzit de părintele Arsenie Papacioc, de părintele Justin Pârvu și de alți părinți, care, ce să spun, în ce condiții trăiam. Deci noi ne răsfățăm. Dumnezeu ne lasă să ne răsfățăm. Și e bine. Și dacă știința a ajuns aici, e bine. Înseamnă că trebuie să ne răsfățăm. Dar să nu uităm de Dumnezeu. Țineți copiii aproape. Nu. Mulțumim. Mulțumim.